Rugămintea ar fi, numai o clipă să o și deschid. Rugămintea ar fi să o descărcați cu toții și să o folosiți pentru simulări. Doar o clipă că o voi proiecta pe ecran. Veți găsi acolo o secțiune destinată cifrei de afaceri de care am început să discutăm data trecută și vom continua oricum cu valoarea adăugată și cu profitul. Bună dimineața! Bună dimineața! Ok. Durează o clipă până când voi putea proiecta pe ecran aplicația. E un pic mai mare și durează până se deschide. Așa. Bun, ar trebui să o aveți acum în față. Data trecută, însemnând înainte de vacanță, am vorbit despre indicatori de rezultate, am reluat puțin structura contului de profit și pierdere și ne-am focalizat asupra cifrei de afaceri ca, știu eu, un indicator foarte important de rezultat, un indicator ce exprimă volumul de activitate. Rămânând ca astăzi să facem concret, să vedem cum se face analiza cifrei de afaceri. Aplicația pe care v-am postat-o pe grup, acum mă gândesc că o vedeți afișată pe monitor, e realizată în Excel cu Visual Basic și înainte să merg mai departe, vreau să vă întreb dacă pe calculatoarele voastre, în Excel-urile voastre, ați folosit până acum cod Visual Basic pentru aplicații sau fișiere cu macro comenzi. Am mai folosit în anul întâi, parcă. Ok. Întrebarea dacă le-ați folosit pe calculator se leagă de faptul că dacă n-ați mai folosit pe calculator în Excel-ul pe care l-aveți acum instalat, macrocomenzi sau în orice caz orice fel de funcții create în Visual Basic pentru aplicații, din start, din fabrică cum ar veni, Excel-ul este setat pe un nivel de securitate ridicat, care dezactivează automat, sau mă rog, de fapt nu activează macrocomenzile și nu permite funcționarea derularea funcțiilor în Visual Basic pentru aplicații. În ideea că un fișier dat jos de pe internet, teoretic, ar putea să ascundă în codul Visual Basic virus. Rugămintea este dacă nu ați dat deja pentru alte aplicații nivelul de securitate, dacă nu l-ați scăzut, să o faceți înainte să rulați aplicația pe care am încărcat-o. În funcție de Excel-ul pe care l-aveți, ar putea să fie diferit. Eu pe acest calculator am o variantă mai veche, variantă din 2007. Și dacă vă uitați, merg în Excel Options, Trust Center Settings, Macro Settings și probabil că la voi, dacă n-ați mai folosit pe calculator macro comenzi, setarea va fi Disable All Macros. Și în momentul în care deschideți fișierul meu, butoanele de pe prima pagină vor fi afișate ca simple poze. Nu vor avea nicio funcționalitate și nu veți putea face nimic. Rugămintea este să dați pe Enable All Macros, ieșiți din fișier, nu e nevoie să salvați, setarea este a Excel-ului, nu a fișierului. Data viitoare când intrați, vor fi funcționale în mod automat macrocomenzile și orice fel de funcții în Visual Basic pentru aplicații. Odată ce ați făcut asta, pentru cifra de afaceri, mergeți, vă rog frumos, în această secțiune, aveți mai multe modele de analiză. Pentru partea aplicativă, vom face un singur model și merg pe el. Înainte însă să intru în el, reiau puțin discuția de data trecută. Vă reamintesc, am discutat despre veniturile pe care firma, în mod teoretic, le poate înregistra și gama e destul de variată din punct de vedere contabil, dar în același timp, practica arată că cifra de afaceri, în cele mai multe cazuri, la marea majoritate a întreprinderilor, ajunge să fie aproape singurul venit. Adică cifra de afaceri ajunge să dețină peste 95% din total venituri. Celelalte venituri, dacă există, de obicei sunt nesemnificative. Sau poate exagerez când spun nesemnificative, că și 1% va conta,
dar oricum mult mai puțin importante și nu sunt venituri pe care firma le țintește în mod regulat, prin definiție. Automat, cifra de afaceri este baza în acoperirea pe un an de zile, nu? Pe un an de zile, dacă s-a încheiat acum 2019, am avut pe 2019 pentru orice întreprindere venituri totale, cheltuieli totale, salarii, contribuții, materie primă, materiale consumabile, cheltuieli cu energia și apa, cheltuieli cu servicii, cheltuieli cu impozite și taxe la nivel local, pe teren, pe clădire, pe autovehicule. Mai departe, cheltuieli financiare cu dobânzile, diferențe cu lotare și mai departe. În formularul F20, în contul de profit și pierdere, au fost înregistrate toate veniturile, toate cheltuielile. Diferența între venituri totale și cheltuieli totale, incluzând în cheltuieli totale și cheltuielile cu impozitul pe profit sau pe veniturile micro-întreprinderilor, de la caz la caz, în funcție de ce fel de impozit plătește firma, rezultă ce? Rezultatul net al exercițiului. Dar în condițiile în care, spuneam, cifra de afaceri este aproape egală cu veniturile totale, acest rezultat net al exercițiului pe orice an, pentru aproape orice firmă, ajunge să fie aproximativ egal cu diferența dintre cifra de afaceri și cheltuielile totale. Din nou, pot exista 2-3 lei venituri din dobânzi, pot exista ocazional venituri din vânzarea vreunui activ imobilizat, pot exista diferențe, venituri din diferențe de curs valutar și așa mai departe. Dar ele, de obicei, sunt de foarte mică valoare și nu sunt venituri regulate pe care firmele ar urmări. Motiv pentru care veniturile totale sunt aproape integral formate din cifre de afaceri, care vă reamintesc că înseamnă venituri din vânzări aferente activității de bază. De la caz la caz, depinde ce face firma. Dacă firma face producție de orice, de pioneze, de gogoși, de langoși, de pâine, de mese, de scaune, indiferent ce, de bunuri fizice, în momentul în care vinde către client, taie factura. Am vândut 10 mese ori 500 lei masă, egal 5.000 de lei. Dar taie factura. Pentru 10 bucăți, preț unitar 500 lei, 5.000 de lei valoare. Automat înregistrează în baza facturii, care e document justificativ, deci din contabilitatea primară, înregistrează în contabilitatea financiară, ce să mă voi la contabilitate, 411.1, clienți, la 701, venituri din vânzarea de produse finite, 5.000 de lei. Sau dacă firma încasează și TVA, dacă firma este plătitoare de TVA, adică colectează TVA de la clienți și îl dă mai departe statului, atunci va trece pe factură atât cei 5.000 de lei veniturile, deci cifra de afaceri, în sensul că fac parte din cifra de afaceri, cât și TVA-ul pe care îl colectează pentru stat și care nu face parte din cifra de afaceri. Adică pe lângă 5.000 am mai avea cât 850 de lei TVA, cred că. Așa e. 950, 950 de lei TVA. Și înregistrarea în contabilitate ar fi 411.1, creanța față de clienți, la 701 pentru 5.000 și respectiv 4427 TVA colectat pentru 950. Dacă firma prestează servicii, ce știu eu, că ține contabilitate, că oferă servicii de orice, spălare, auto, frizerie, înregistrează 704 venituri din lucrări executate și servicii prestate, înregistrează în el valoarea cât o fi ea. Dacă e vorba de, eu știu, factură cu plată la termen, 411.1 la 704, iarăși cu TVA colectat, dacă este cazul. Deci, cifra de afaceri, practic, conține conturile de la 701 la 706 plus 708. Toate acestea împreună formează producția vândută. În afară de producția vândută, mai conține venituri din vânzarea de mărfuri, 707, și în plus mai conține venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri, mai rar este cazul, minus eventuale reduceri comerciale acordate clienților. Ignor situația în care firma are contracte, se ocupă de contract de leasing și apar venituri de afaceri din acest domeniu. Deci,
O întreprindere mică, cum sunt majoritatea, probabil că va genera unul sau două tipuri de venituri dintre cele care intră în compoziția cifrei de afaceri. Fie vând produse finite, fie vând mărfuri, fie vând servicii sau lucrări. Cifra de afaceri este automat importantă la nivelul unui an pentru acoperirea tuturor cheltuielilor pe care le-am pomenit mai devreme. Materii prime, deci automat realizare și plăți către furnizori de materii prime, cheltuieli cu servicii, deci automat este o bază pentru realizarea plăților către furnizorii de servicii. Că o fi vorba de firma de contabilitate care ne ține contabilitatea lunară, că o fi vorba de chiria pe care o plătim pentru hala în care lucrăm, în regim de, din nou, închiriere, că o fi vorba de servicii de transport, de medicină sau securitatea muncii și așa mai departe. Tot pe seama ei mă gândesc că vom ajunge să plătim salariile și contribuțiile. Mai departe, dobânzi la bancă, impozite și taxe la nivel local, la nivel central. Deci, automat, cifra de afaceri este o bază pentru remunerarea, pentru realizarea de plăți către toate aceste grupuri care gravitează în jurul întreprinderii. Personal, furnizorii, stat, bineînțeles, mai departe, vorbim despre acționari care, din profitul format tot pe seama cifrei de afaceri, vor putea să primească dividende. Și sigur, sperăm că va rămâne o bucățică de profit în întreprindere ca sursă de autofinanțare. Deci, ideea este că toate grupurile care gravitează în jurul întreprinderii sunt interesate de cifra de afaceri, într-un mod sau altul. Problema în analiză la noi se pune din perspectiva abaterii, variației cifrei de afaceri. Am planificat pentru anul 2019 o cifră de afaceri de 1 milion de lei, să spunem. Tragem linia la final de an, am obținut doar 900.000. Planificarea este prima funcție a managementului și e normal ca în permanență să ne facem planuri și în permanență să monitorizăm, să comparăm ce am realizat cu ce am planificat, să înțelegem motivele abaterilor și să luăm măsuri de corecție. Și abateri vor fi tot timpul, e perfect normal. Firma cu activitatea ei depind foarte mult de factori din mediul extern pe care nu-i poate controla pe deplin. Deci e total normal să apară abateri față de ce am planificat. În permanență le evaluez și încerc să iei măsuri de corecție. Cum o faci în fiecare zi, cum o faci o astfel de analiză, cum o faci săptămânal, lunar sau anual, până la urmă se face. Te poți raporta la concurență, te poți raporta la valori din trecut. Noi, în aplicație, și pentru că, da, trecut am rămas la partea teoretică, am fost și 3 ore pentru a dezbate din punct de vedere teoretic, astăzi vom trece la partea aplicativă. Problema va fi formulată în modul următor. Aveți o firmă care produce trei sortimente, A, B și C. În aceste trei sortimente de produse. Pot să fie orice doriți, mese, scaune și dulapuri, are mai puțin importanță acum. Aveți în aceste prime coloane valorile planificate sau programate. Observați, vă rog frumos, că le-am marcat cu 0. Q0 înseamnă cantitatea planificată a fi vândută din sortimentul A, respectiv B și C. Prețurile marcate cu P0, din nou, sunt prețurile planificate. Spre exemplu, am planificat să vindem 2000 de bucăți din sortimentul A la prețul de 100 de lei bucata. Aceasta este planificare. Pe coloanele din dreapta observați valorile realizate. Am planificat să vindem 1600 de bucăți, am realizat, pardon, am vândut efectiv 1600 de bucăți din sortimentul A la valoarea de 100 lei. Aici, eventual, ca să fie poate că mai cu sens, hai să modificăm, spune că am vândut la 90 de lei mai puțin decât am planificat. 100 45 și 100 este în ce obținem. Ok, cred că e ok. Bun.
Deci, aplicația ne cere să analizăm abaterea înregistrată. Am încercat să rup rezolvarea aplicației în mai mulți pași și veți vedea că vom parcurge aceiași pași și la valoarea adăugată și la profitul aferent cifrei de afaceri, ceilalți doi indicatori de rezultate de care vom vorbi. Și acești pași sunt primul, acela de a calcula indicatorul cifra de afacere planificată și realizată. La 2, stabilim abaterea dacă există una. Și aceasta veți vedea că va reprezenta intriga cumva în aplicație. Adică această abatere vom încerca să o înțelegem și să propunem în final măsuri de corecție. La 3, identificăm factorii de influență care au determinat variația cifrei de afaceri. Încercăm la 4 să cuantificăm influența fiecărui factor. La 5 explicăm calculele făcute la punctul 4, veți vedea. Încercăm să înțelegem mecanismul teoretic sau matematic de transmitere a influenței fiecărui factor asupra cifrei de afaceri. Mai departe, identificăm cauzele care teoretic pot genera variația fiecărui factor și la 8 oferim, iertați-mă, măsuri de corecție. Adică ne punem problema cum am putea să modificăm valoarea fiecărui factor pentru a obține efecte pozitive asupra cifrei de afaceri. Ok, acestea fiind spuse, vă propun să lucrăm direct în această aplicație. În opinia mea, cred că nu va fi suficient doar să urmăriți sau doar să vă uitați în aplicație. Eu vă reamintesc că v-am pus pe grup un material complet, practic, adică toate aplicațiile pe care le-am făcut și le vom face până la final de semestru, aveți acolo în acel material câte un exemplu complet. Pentru indicatorii de rezultate, cifra de afaceri de astăzi, valoarea adăugată și profitul, aveți și această aplicație. Iertați-mă. Aveți această aplicație în care nu numai că aveți exemple de analiză, dar puteți face și simulări. Dacă modificați pur și simplu valorile din acest tabel inițial, din celule marcate cu verde, pe cele 8 puncte se vor realiza și calculele și explicațiile în mod automat. Deci puteți să vă creați câte exemple de aplicații doriți, cu rezolvări cu tot. Sigur, esențial este să le și folosiți, că aș putea să vă încarc oricâte variante de materiale. Important este să aveți unul pe care să-l citiți și să-l studiați. În opinia mea, nu va fi suficient doar să vă uitați peste el. Vă recomand să faceți cu mâna voastră, să încercați efectiv pe foaie să faceți aceste calcule, pentru că probabil nu aveți multă experiență la a face astfel de socoteli cu sume sau cel puțin nu ați făcut în ultima vreme, cu procente, sunt mai multe lucruri de adunat, nu că adunările ar fi complicate, dar dacă le faceți în prima oră la examen, sub presiunea termenului, eu cred că veți greși. Ok. Ce pot să spun este că eu m-am chinuit să vă fac aplicația, am lucrat un an de zile la ea, deci sper ca și voi să alocați o jumătate de oră, o oră să faceți simulări în ea și să vă ajute. Asta ar fi scopul. Bun. Cum calculăm cifra de afaceri planificată? Puteți să-mi spuneți prima cerință. Înmulțim cantitatea cu prețul. Exact. Acum, dacă am fi avut un singur produs, doar produsul A, înmulțeam 2000 cu 100, erau 2000. Dar avem trei sortimente, prin urmare facem sumă din Q0 pe 0. Adică 2000 ori 100 plus 1200 ori 150 plus 1400 ori 90. Și rezultă 506.000. Adică la început de an 2019 am planificat o cifră de afaceri de 506.000. În acest mod. La final de an am tras linia și tragem concluzia că am realizat o cifră de afaceri de 463.000 de lei. Cum am calculat? O sumă din Q1 pe 1. Adică 1600 ori 90
plus 1200 ori 145, plus 1405 de bucăți vândute din sortimentul C, ori 100 lei bucata. Automat se vede o diferență. La punctul 2 ni se cere să calculăm abaterea dacă există. Există. Delta CA, adică variația absolută a cifrei de afaceri, valoarea efectiv realizată minus cea planificată, CA1 minus CA0, minus 43.000. Deci, sigur, vorbim despre o abatere negativă din punct de vedere matematic și având în vedere natura cifrei de afaceri, sigur că este negativă din punct de vedere economic, cel puțin pentru întreprindere și pentru cele mai multe grupuri, poate cu excepția concurenților, care și ei ar fi interesați de cifra de afaceri a firmei, dar poate că mai degrabă s-ar bucura că a scăzut. Din punctul de vedere al întreprinderii, clar, ar trebui să fie înțelese motivele pentru care această abatere negativă a fost înregistrată și să fie propuse măsuri de corecție pentru viitor. Viitorul bănuiesc ar însemna 2020, dacă am vorbit de anul 2019. Între noi fie vorba, normal, la o astfel de analiză nu fac doar la final de an. Ar fi logic să știu în orice moment unde mă aflu, în fiecare zi, în fiecare săptămână. Deci, are sens să fie făcută cu o frecvență mult mai ridicată. Dar abordarea este aceeași. Pentru a înțelege motivele pentru care abaterea a fost înregistrată, dacă vă spun doar că cifra de afacere a variat cu 43.000, informațiile sunt destul de puține. Și atunci mi-ar fi util să descompun această abatere, să o rup pe bucăți, să o exprim în funcție de diversi factori relevanți. Există o multitudine de modele predefinite, din teorie, din practică, dezvoltate în timp, pentru descompunerea cifrei de afaceri. Putem folosi orice model și bănuiesc că în practică am alege modele în funcție de profilul firmei. Adică, dacă am analizat o firmă în care forța de muncă este esențială, forța de muncă este factorul de bază, gen, v-am mai dat poate ca exemplu, să spunem, lucrez în construcții, execut lucrări de întreținere și reparații de tip zugrăvesc, poate montez pereze rigips, plachez cu gresie, cu faiansă, lucrări de tencuială, nu neapărat construcții noi, ceea ce fac foarte multe firme de construcții. În astfel de lucrări n-am nevoie de, în general, niciun fel de utilaj. Adică pentru a zugrăvi am nevoie de un aspirator care oricum e obiect de inventar, poate o mașină de tăiat gresia sau faianța, nu mare lucru altceva. De departe, esențial este resursa umană, muncitorii care lucrează. Și atunci aș putea pentru o astfel de firmă să descompun cifra de afaceri sau să o exprim, dacă vreți, în funcție de numărul de angajați și de productivitatea muncii cu bază de calcul în cifra de afaceri. Am avut 10 angajați și fiecare angajat a produs cifra de afaceri 5.000 de lei. În total 500.000. Sau ăsta a fost planul și în practică, la modul real, numărul de angajați a fluctuat, azi a plecat unul, a durat o zi, două, trei până când am înlocuit, astfel încât numărul meu de angajați n-a mai fost 10, ci a fost poate 9,5 la nivelul unui an. Productivitatea n-a fost aceeași pentru toți angajații, unii au lucrat mai mult, alții mai puțin, astfel încât în medie n-am generat 5.000 de lei cifră de afaceri cu un angajat, ci doar 48.000 sau așa ceva. În alte situații în care cifra de afaceri, în care activitatea firmei este bazată foarte mult pe implicarea utilajelor, aș putea să exprim cifra de afaceri în funcție de valoarea utilajelor și de randamentul lor. Și tot așa pot crea diverse tipuri de modele. Noi vom realiza o singură aplicație pe un singur tip de model, și anume unul cu bază de calcul, după cum vedeți deja, în cantitatea fizică vândută. Concret, vom descompune cifra de afaceri în funcție de total
cantitate de produse vândute din toate categoriile, deci fac o sumă pe total, cumva o sumă din Q mic, adun mere cu pere și cu prune și pot să fac acest lucru cât timp măsor toate cele trei sortimente, mă rog, cantitățile din acele sortimente, le măsor în kilograme. Dacă aș avea, ce știu eu, aș vinde mere și pere și pe lângă aș executa lucrări de zurăveală care s-ar măsura poate în metri pătrați, n-aș putea să adun kilograme de mere cu metri pătrați de zugrăvială. Dar dacă toate produsele pot fi măsurate cantitativ în kilograme, pot să calculez la nivel de an total cantitate vândută în kilograme, chiar dacă ea include mai multe sortimente și automat nu este omogenă această cantitate. Informația îmi va fi utilă dacă pe lângă acest Q mare, total cantitate, păstrez și un al doilea factor de structură, un sistem de ponderi, de greutăți specifice. Dacă știu că am produs un total de 10 tone, dintre care poate 20% sunt mere, 30% sunt prune, 50% sunt pere, automat, oricând pot să detaliez această cantitate totală pe sortimente, nu ponderând totalul cu greutățile specifice. Și ultimul factor de care am nevoie, desigur, este prețul de vânzare pe unitate de produs. Aveți aici în tabel calcularea celor trei factori. Repet, inițial ați avut cantitățile pe sortimente, le vedeți, le-am exprimat în funcție de total cantitate și structura acelui total pe sortimente. Deci nu mai folosesc QA, QB, QC, ci am calculat un Q mare total pe cele trei sortimente și folosesc pe lângă structura acestui Q mare pe sortimente. Descompun prin urmare cifra de afaceri în funcție de acești trei factori. Q mare, structura lui Q mare și prețurile de vânzare aici în trecut de mod greșit înregistrare. Vedeți aici cifra de afaceri recalculată în funcție de acești trei factori. Sumă din, practic, Q mare 0, GS 0, P 0, unde Q mare 0 este sumă din Q mic 0, iar GS 0 reprezintă greutatea specifică planificată pentru fiecare sortiment. Spre exemplu, GSA 0 este greutatea specifică planificată a sortimentului A, calculată ca raport între QA 0 și Q mare 0, adică 2000 de bucăți pe total cât erau 4600. Da? Deci ponderea sortimentului A în total cantitate planificată a fi vândută. Asta înseamnă că matematic, dacă înmulțesc Q mare 0, 4600 cu 43,5% GSA 0, obțin pe cine? Pe QA 0, 2000. Care a fost scopul să facă acest artificiu? Repet, aveam de la punctul 2 abaterea de 43.500 sau cât era, 43.000 negativ, abaterea cifrei de afaceri. Încerc să o înțeleg, încerc să înțeleg de ce s-a produs, motiv pentru care încerc să o descompun. În acest model o descompun în funcție de acești trei factori. De ce m-ar interesa relația între cifra de afaceri și cantitatea totală pe care am produs-o? Pentru că această cantitate se corelează într-un mod mai direct cu capacitatea de producție, un factor indiscutabil, limitativ pentru cifra de afaceri. Spre exemplu, poate că lucrez în agricultură și am 100 de hectare de teren. Pot să-l cultiv cu diverse. Și îl cultiv parțial cu grâu, parțial cu ors, parțial cu porumb. Automat, cele 100 hectare definesc, mă rog, definesc, sunt limitative pentru capacitatea de producție. Și eu pot decide să aloc această resursă, terenul de 100 hectare, mai mult sau mai puțin către un sortiment sau altul. Adică, produsele, chiar dacă ele sunt diferite, gama nu e omogenă, ele sunt concurente pe aceeași resurse. Sau cel puțin în mare măsură. În general, sunt concurente pe hala de producție, pe personal, pe utilaje
Sunt concurente, poate că în mod special, pe fondul de rulment, pentru că fiecare produs în exploatare generează un necesar de fond de rulment. Și atunci mă interesează structura automat în care distribui resursele, aloc resursele pe sortiment. Și în final, desigur, aveți prețurile de vânzare. Prin urmare, aveți aici cifra de afaceri planificată, recalculată. Vedeți cum a fost aplicată acea formulă în varianta sumă din Q0, GS0 pe 0, Q mare 0, da? Cifra de afaceri efectiv realizată, sumă din Q1, GS1 pe 1, cu abaterea de 43.000. E clar, matematica, această abatere nu are cum să se înregistreze decât dacă apar abateri ale acestor factori. Nu? Dacă toți cei trei factori s-ar materializa exact la valorile planificate, nu vom avea niciun fel de abatere a cifrei de afaceri. Cerința numărul 4 este care? Aceea de a cuantifica influența fiecărui factor asupra cifrei de afaceri. Mai concret, am văzut că urmarea acțiunii celor trei factori, sau mă rog, a modificărilor tuturor celor trei factori, per total, cifra de afaceri scade cu 43.000 de lei. Dar din această abatere, cât se datorează modificării cantității totale de la 4.600 la 4.250, cât se datorează modificării structurii de la acest sistem de ponderi la acest sistem de ponderi și cât se datorează modificării prețurilor de vânzare de la acest sistem la acest sistem. Nu? E clar că, repet, modificările celor trei factori de la planificat la realizat au dus la această abatere. Dar din total abatere, cât poate fi atribuit fiecărui factor? Cât e vina fiecărui factor, cum ar veni? E, pentru a cuantifica impactul, influența fiecărui factor asupra cifrei de afaceri, folosim o metodă de izolare care presupune modificarea în lanț a acestor factori. Se numește metoda substituției în lanț. Nu știu dacă la alte materii ați mai folosit-o și o să vă rog frumos eventual să-mi confirmați. Ați mai folosit această metodă? Nu cred, nu mi-amintesc. Nu. Nu. Ea nu este nu știu cât de sofisticată, dar dacă n-ați mai folosit-o, o să fie diferită. Și, din nou, vă rog, la modul cel mai serios, puneți-vă și faceți de mână. Și poate chiar ar fi bine să vă las. După ce trec prin aplicație, eu aș vrea să vă las să faceți singuri. Pentru că nu cred că vă veți descurca direct la examen dacă nu veți face cu mâna voastră. Sigur că, în mod normal, la clasă făceam față în față. De obicei, făceam eu pe tablă sau scoteam pe cineva la tablă sau lucrați pe foi și veneam să mă uit pe la fiecare. La celelalte aplicații n-am insistat, cred că socotelele au fost mult mai simple, mai restrânse, nu că mai simple, că nu sunt complicate nici aici, numai că sunt mai multe aici. Aș vrea neapărat să faceți și voi cu mâna voastră. Vă arăt cum se face și o să vă las să le faceți și voi și vă rog frumos să faceți loc, să luați după aceea o foaie și să le faceți, după care să le discutăm. Ce presupune această metodă? Pleacă de la ideea că da, trecând de la Q0 GS0 pe 0 la Q1 GS1 pe 1, înregistrăm în total cifra de afaceri, o abatere de 46.000. Bun. Cum izolăm influența fiecărui factor? Sau cum rupem din cei 43.000 câte o bucățică pentru fiecare factor? Să o atribuim fiecărui factor? Încercăm să reconstituim această abatere a cifrei de afaceri, înlocuind factorii pe rând. Cum adică concret? Într-o primă etapă, înlocuiesc primul factor, cantitatea, într-o primă secvență. Adică, pornesc de la cifra de afaceri planificată, care este aceasta, sumă din Q0, GS0 pe 0, sau dacă doriți, atât ar fi cifra de afaceri dacă toți cei trei factori s-ar realiza la valorile planificate. Și îmi pun problema. Cât ar fi fost cifra de afaceri dacă, în raport cu acest termen, s-ar fi modificat doar cantitatea totală?
ar fi fost atât. Sumă din Q1 GS0 pe 0. Aceasta este ceea ce numim cifra de afaceri recalculată pe seama modificării cantității. O calculăm. Și asta veți vedea aici. Am făcut exact la sumă din Q1 GS0 pe 0. Vedeți? Q1 deja este 4250, dar GS0 și P0, GS0, GSA0, GSB0, GSC0, adică sistemul de greutăți specifice pe care îl numim structura cantității totale. Deci structura a rămas cea planificată, prețurile au rămas cele planificate, am modificat doar cantitatea. Am recalculat astfel cifra de afaceri și am obținut 467.500. Ok. Cu cât e diferită ea față de situația în care toți cei trei factori se realizau la nivelul planificat. Fac diferența, uitați aici, abaterea cifrei de afaceri sub impactul modificării doar a cantității și obțin cât? Minus 38.500. Voi considera că modificarea cantității totale de la 4600 la 4250, independent de alți factori, induce o reducere a cifrei de afaceri cu 38.500. Păstrez cantitatea totală modificată la valoarea efectivă, deci la Q1, și merg o secvență mai departe, modific și structura. Sumă din Q1 GS1 pe 0 este cifra de afaceri recalculată pe seama modificării și a cantității totale și a structurii. Și o vedeți aici calculată. Cu cât este ea diferită față de secvența anterioară, termenul anterior în care doar cantitatea era modificată. Abaterea cifrei de afaceri sub impactul modificării doar a structurii se calculează prin urmare astfel. Sumă din Q1 GS1 pe 0 minus sumă din Q1 GS0 pe 0. Diferența între cei doi termeni este dată doar de modificarea structurii de la sistemul GS0 la sistemul GS1. Da? Fac diferența și obțin 3.000 de lei cu plus, semn că modificarea structurii, independent de modificările celorlalți factori, induce o influență pozitivă de creștere a cifrei de afaceri cu 3.000 de lei. Și în final, în ultima secvență, modific și al treilea factor. Prețurile. Am prin urmare sumă din Q1 GS1 pe 1, adică cifra de afaceri recalculată ca urmare a modificării și a cantității și a structurii ei și a prețurilor. Deja este cifra de afaceri 1, cea efectiv realizată, și o compar cu cifra de afaceri din secvența precedentă în care prețurile nu erau încă înlocuite. Sumă din Q1 GS1 pe 0. Obțin o diferență în acest caz de 7500. Bun. Aș vrea să faceți pe foaie și voi aceste calcule. Cum să zic? Vă las datele, vă las valorile factorilor, da? Și vă rog frumos, încercați să îi înlocuiți pe rând. Puteți, să zicem, 20 de minute? Da. Luați, vă rog frumos, o foaie, scrieți-vă frumos formulele. Scrieți-vă pe foaie formulele și anume acestea. Abaterea cifrei de afaceri pe seama abaterii cantității egal sumă din Q mare 1 GS0 pe 0 minus sumă din Q mare 0 GS0 pe 0. Aceasta va fi prima secvență. Ați notat? Da, am notat. Ok, a doua secvență. Abaterea cifrei de afaceri pe seama modificării structurii, delta CA după S sau după delta S. Sumă din Q mare 1 GS1 pe 0 minus sumă din Q mare 1 GS0 pe 0. Folosiți această formulă pentru a cuantifica influența modificării structurii. Ați notat? Cred că da.
Și a treia formulă, abaterea cifrei de afaceri pe seama abaterii prețului, delta CA după delta P sau după P, cum vreți, egal. Sumă din Q mare 1 GS, ori GS1 ori P1 minus sumă din Q mare 1 ori GS1 ori P0. Da? O aveți aici afișată. Păi și am o întrebare. Trebuie să facem prima dată de acolo de sus, de la programat, realizat, abatere, de la GSA, GSB, să calculăm alea? Eu vă afișez, uitați, valorile factorilor programate și realizate. Și nu le mai facem pe foaie? Păi, ca să simplificăm, eu vi le afișez, le aveți aici afișate. Da. Rugăminte doar să aplicați cele trei formule. Ah, Cu bun. asta vreau să obișnuiți, pentru că intuiesc că ar fi probleme aici. Evident că aveți și aplicația încărcată online, dacă simțiți nevoia, descărcați-o, dar grozav ar fi să încercați să faceți singuri, ca după aia să ne comparăm, să vedem dacă nu v-a ieșit, unde ați greșit, să putem corecta, să vedem, să evităm pe viitor probleme. Bun. Vă las, nu știu, un sfert de oră, mă gândesc să faceți chestia asta.
Cum este reușit? Da, mie mi-au dat puțin decimalele diferit. Mi-a dat A, decimale nu e 184.000. problemă. E total în regulă. În Excel am afișat elementele de structură, adică greutăți specifice cu o singură decimală. Dar sigur că ele poate sunt cu 2, 3, 4 cifre după virgulă. Deci apar atunci din cauza asta. Nicio problemă. E în regulă. Dacă doar de asta e vorba, e total în regulă. E normal să apară mici diferențe. De câteva zeci de lei, probabil. Da, ați terminat? Cât ați obținut abaterea cifrei de afaceri sub influența modificării cantității? Adică de la sfârșit de acolo, minus 38.541. Ok. E minus Abaterea acestei 38.203. afaceri determinate de modificarea structurii? Acum faci. Mie 2210. Ok, văd că Nixel a și 3000 de văzut, pare diferență destul de mare. Și a făcut cineva și abaterea pe seama modificării prețurilor. Acum. Mie mi-a dat minus 7.007. Minus 7.700 la prețuri, da? La a treia batere? Da. Ok, fază minus 7.500 cât am calculat în Excel. Bun, hai să le luăm pe rând. Să vedem. Deci, aveți afișat pe ecran și vă rog să urmăriți și la voi în calcule dacă sau unde ați greșit, dacă ați greșit. Deci, la abaterea determinată de modificarea cantității. Mă gândesc că aveți această sumă din Q1 GS0 pe 0, nu? 4250 ori 43,5% ori 100, aveți 124.723. Va ieși la fel. Mă gândesc că nu. Mi-a dat 184.875. Și E mie la bine. fel. Ei bine, diferența înseamnă că va apare din rotunjirea de aici.
Eu am afișat cu 10,5, dar de fapt sunt mai mult de cele 2,. Deci e bine la voi. A doua. 166.304. Vă cât v-a ieșit? 166.642. Bun, sigur e bine. Da. A treia, 116.413. 280. Da. Bun. Ok. Înseamnă că automat prima abatere calculată e bine, diferențele fiind din rotunjiri. La a doua. Ați făcut așa, da? 4250 ori 37,6 să înlocui structura. Da? O structura. Da. 159.800. Da. Deci, de 200 lei. Ok, bine, pare rezonabil. A doua, 4250 ori 28,2% ori 150. 179. 179, 775. Da, Ok, așa. pare în regulă. Și a treia, 4250 ori 34,1% ori 90. 130.432. Puteți repeta? 130.432. Ok, sigur e în regulă atunci. Bun. Înseamnă că ați calculat bine. Și a treia, cu toți factorii înlocuiți, ar trebui să dea aproximativ cifra de afaceri de la început calculată de către noi, numai că ia ca din rotunjiri o să vă iasă, mă gândesc, mici diferențe. 4250 ori 37,6% ori 90 cât va ieși. Eu le-am luat direct, am luat cifra de la început. Ok. De acord. Bun. Deci, nu ar trebui să fie vreo complicație că facem adunări și înmulțiri, dar în fiecare an știu că au apărut erori din cauza că, nu știu, erau poate că persoane care nu știau să lucreze cu procente. Prin urmare, cum statistica anumite, presupun că și în acest an poate avem persoane care încă nu se descurcă cu procentele. Aveți grijă, 37,6% nu înseamnă 36,7, înseamnă matematic 0,376. Deci, când scrieți pe foaie, scrieți 37,6%, nu 37,6. Că de obicei aici apar erori. Sau vorbim de sumă, ceea ce înseamnă că, având trei produse, avem automat trei valori adunate. Bun, astea fiind spuse, cele trei abateri vor explica abaterea inițială. Acum la voi nu vor explica pentru că dacă ați luat ultima abatere raportându-vă la cifra de afaceri calculată de către mine, fără rotunjiri, adică exact, o să apară diferențe. Dar, calculat corect, suma celor trei abateri va da abaterea inițială. Dacă stați să adunați cele trei formule, cele trei abateri sau formule fără cifre, veți vedea că desigurile se simplifică și suma celor trei abateri va fi practic sumă din GS1, din Q1 GS1 pe 1 minus sumă din Q0 GS0 pe 0. Deci nu are cum suma celor trei abateri să nu dea abaterea inițial calculată. Vor fi, cum am spus, diferențe din rotunjiri. Rugămintea este la examen să calculați elementele de structură, adică greutățile specifice, să le calculați cu două zecimale, să cădem de acord pe convenția aceasta. Și atunci, automat, o să apară diferențe, dar bănuiesc că vor fi diferențe de câteva zeci de lei sau maxim 100 de lei, ceea ce nu va fi o problemă. Bun. Revin la socotelele făcute mai exact în Excel. La punctul 4 vi s-a cerut să cuantificați aceste influențe, am făcut-o. La punctul 5 vi se cere să explicați influența efectivă a fiecărui factor. Adică, practic, să explicați ce ați făcut la 4. Am încercat să izolez calculul de la 4 de explicațiile efective. Și haideți să ne uităm împreună. Ce concluzii tragem post fapt? A avut loc o abatere a valorii cantității vândute. Am planificat să vindem 4.600 bucăți, am vândut 4.250. Deci o abatere negativă de 350 de bucăți. Această abatere a cantității vândute cu 350 de bucăți induce o scădere a cifrei de afaceri cu 38.500. Adică, evident, impactul este unul negativ asupra cifrei de afaceri. Mai departe, modificarea structurii.
De la sistemul planificat de greutăți specifice, acesta, la sistemul efectiv realizat, acesta, duce la o creștere a cifrei de afaceri cu 3.000 de lei. Prin urmare, modificarea structurii induce un impact pozitiv asupra cifrei de afaceri. Și revin la structură imediat. Modificarea prețurilor de la acest sistem de prețuri planificat la acest sistem efectiv realizat duce la scăderea cifrei de afaceri cu aproximativ 7.500 lei. Și mă întorc la structură pentru a vedea cum anume structura își transmite impactul asupra cifrei de afaceri. Și pentru asta, cred că mai degrabă vă deschid un alt fișier Excel. Numai o clipă, vă rog frumos. Pentru a face o simulare mai simplificată, pentru început cu doar două produse. Am rugămintea să-mi confirmați că aveți în față noul fișier, cel în care am lucrat data trecută. Da, e afișat noul fișier sau e afișat tot cel cu aplicația Nu, e inițială? cel de data Este. trecută. Ok, bun. Acum, haideți să spunem că planificăm o producție de 100 de bucăți. Acesta ar fi 0 planificat. Din care 50% să fie sortimentul A, adică automat 50 de bucăți. Diferența fie sortimentul B. Și aici automat 5 de bucăți. Preț de vânzare, să spunem, pentru sortimentul A 10 unități monetare, pentru sortimentul B 20 de unități monetare. Rezultă o cifră de afacere de cât? De la ar rezulta 50 ori 10 egal 500, de la B ar rezulta 50 ori 20 egal 1000. Deci total cifra de afaceri, suma dintre cele două valori, 1500. Se întâmplă dacă nu se modifică Q, cantitatea, rămâne la 100. Nu se modifică prețurile de vânzare acestea, ci se modifică doar structura. Structura cantității. Deci produc și vând tot 100 de bucăți la aceeași prețuri pe sortimente, dar în altă structură. Asta vrem să vedem. Care este sau cum se transmite impactul modificării structurii. Ce ar fi dacă s-ar modifica structura în favoarea sortimentului A? Asta ar însemna ce? O creștere a greutății specifice a sortimentului A, respectiv, inevitabil, o reducere corespunzătoare a greutății specifice a sortimentului B. Deci să spunem că are loc o creștere la 75% a greutății specifice a sortimentului A, implicit scade la 25% sortimentul B. Se întâmplă cu cifra de afaceri. Cade, da? Aceeași cantitate, aceleași prețuri, dar se modifică structura în favoarea sortimentului A. Dacă din potrivă, nu revin la valoarea inițială, dacă din potrivă s-ar modifica structura în defavoarea sortimentului A, scade la 25% ponderea sortimentului A, și automat crește la 75% greutatea specifică a sortimentului B, ce se va întâmpla cu cifra de afaceri? Va crește sau va scade dacă scade ponderea sortimentului A?
auziți? Va scădea? Va scădea. Nu va scădea, scuze, va crește. Scade ponderea sortimentului A, crește ponderea sortimentului B. Deci care este logica în baza căreia modificarea structurii influențează cifra de afaceri? Ce s-a întâmplat? Când a crescut ponderea sortimentului A, a scăzut cifra de afaceri. Când a scăzut ponderea sortimentului A, a crescut cifra de afaceri. De ce? Pentru că sortimentul B are prețul mai mare? Exact. Modificarea structurii are impact asupra cifrei de afaceri doar atunci când avem prețuri diferite. Se modifică structura în favoarea unui sortiment cu prețul mic, automat se modifică în defavoarea unui sortiment cu prețul mai mare și scade cifra de afaceri. Și invers. Scade ponderea unui sortiment cu prețul mic, automat crește ponderea unui sortiment cu prețul mai mare, crește cifra de afaceri. Lucrurile cred că sunt mai evidente într-o astfel de simulare în care avem doar două sortimente. Ce se întâmplă însă atunci când avem trei sortimente sau mai multe? Ce e diferit e faptul că nu-ți mai dai seama foarte clar care sortiment are prețul mic și care are prețul mare. Aici, având doar două sortimente, e clar că unul e mai mare decât celălalt, prețul. Dar dacă am avea trei sortimente A, B, C și ar fi prețurile de 3, 5 și 6, 3 e clar că e mic, 6 e clar că e mare, dar 5 e mic sau e mare? Cum mai evaluăm impactul modificării structurii? Dacă ar crește ponderea sortimentului B cu prețul de 5, ce ar face cifra de afaceri oare? Ar crește sau ar scădea? E, pentru a evalua influența modificării structurii într-o astfel de situație în care avem mai mult de două sortimente, matematic are sens să ne raportăm la prețul mediu. Demonstrația, știu că am scris-o atât pe foaie și ar fi nevoie de mai mult de o pagină, dar în principiu care este logica? Imaginați-vă 3 sau 1000 de produse, oricâte ar fi ele, prețul mediu, prețul lor mediu, cum se calculează? Nu se calculează ca media aritmetică simplă, adică în cazul nostru 100 plus 150 plus 90 supra 3. Nu. Dacă am o SMS plus undul și un dulap și un scaun, nu o să adun prețul la mese cu prețul, să zicem, 200 lei cu 500 lei la dulap, cu o să-i la scaun și supra 3. Pentru a calcula prețul mediu pe total cantitate, am nevoie să fac o medie ponderată, să ponderez prețurile individuale cu greutățile specifice ale fiecărui sortiment în total cantitate. Ceea ce este echivalent cu ce? Fie fac sumă din GS0, P0, suprasumă din Q0, GS0 din Q0, GS0, P0, adică practic cifra de afaceri planificată suprasumă din Q0, adică cantitatea planificată, fie fac pur și simplu, aplic formula aceasta, CA0 pe Q mare 0. Sau, dacă vă gândiți, dacă, cum spuneam, CA0 este sumă din Q mare 0, GS0, P0, iar Q mare 0 este sumă din Q mic 0, practic avem sumă din Q mare 0, GS0, P0, sumă din Q mic 0, adică scot pe Q mare în afara sumei Q mare 0, sumă din GS0 pe 0 supra Q mare 0, se simplifică și rămâne sumă din, cu sumă din GS0 pe 0. Deci prețul mediu poate fi calculat așa, ca raport între cifra de afaceri planificată și cantitatea totală planificată, ceea ce ar fi echivalent cu sumă din GS0 pe 0. Adică, practic, ponderarea prețurilor individuale cu greutățile specifice. Acum gândiți-vă că ne punem problema ce se întâmplă dacă din această medie crește ponderea unui sortiment. Matematic, asta înseamnă automat că va scădea ponderea
celorlalte sortimente luate la grămadă. Cum este prețul acestui sortiment care crește? Întrebarea: e mai mare decât prețul mediu al celorlalte. Matematic, e suficient să mă raportez la prețul mediu pe total, cantitate. Calculez prețul mediu pentru toate, 3 sau 1000 sau câte ori fi. În cazul nostru a fost de 110. Și acum îmi pun problema. Ponderea sortimentului A scade, nu că vorbim despre impactul modificării structurii. Modificarea structurii aduce cu ea, printre altele, o scădere a greutății specifice a sortimentului A. Această scădere în ce condiții se produce? Deci scade ponderea sortimentului A, un sortiment care are prețul de 100, mai mic decât prețul mediu planificat. Scăderea ponderii sortimentului A înseamnă matematic implicit creșterea ponderii împreună a celorlalte două sortimente B și C. Cum este prețul mediu al sortimentelor B și C în raport cu prețul sortimentului A? De vreme ce prețul mediu pe toate cele trei sortimente a fost mai mare decât prețul sortimentului A, clar că atunci când scot pe A din medie, media celor care rămâne B și C ar fi chiar mai mare decât media inițială. Deci cât timp prețul planificat al sortimentului A este mai mic decât prețul mediu planificat, el este cu atât mai mic decât prețul mediu al sortimentelor care rămân după ce scot pe A din medie. Și atunci, cum voi judeca impactul modificării structurii? Modificarea, concret, scăderea greutății specifice a sortimentului A, care are un preț planificat mai mic decât prețul mediu planificat, duce la o creștere a cifrei de afaceri, nu? Scade ponderea unui sortiment cu prețul mic. Ponderea sortimentului B, modificarea structurii de la S0 la S1, implică o creștere a ponderii sortimentului B, în condițiile în care sortimentul B are un preț planificat, 150, mai mare decât prețul mediu planificat, 110. Deci crește ponderea unui sortiment cu prețul mare. Impact de creștere a cifrei de afaceri. Tot modificarea structurii aduce cu ea o creștere a ponderii sortimentului C, de la 30,4% la 34,1%. Asta în condițiile în care prețul planificat al sortimentului C a fost de 90, mai mic decât prețul mediu planificat. Prin urmare, crește ponderea unui sortiment cu prețul mic. Impact de scăderea cifrei de afaceri. În consecință, modificarea structurii de la sistemul de greutăți specifice S0 la sistemul S1 generează, pe de o parte, influențe pozitive, pe de altă parte, influențe negative. Nu? Modificarea ponderilor sortimentelor A și B aduc influențe pozitive de creșterea cifrei de afaceri. Creșterea ponderii sortimentului C susține o scădere a cifrei de afaceri. Per total, influența negativă a creșterii ponderii sortimentului C este compensată de influențele pozitive aduse de modificările greutăților specifice aferente sortimentelor A și B. Și, cumulat ca efect al modificării structurii de la S0 la S1, crește cifra de afaceri, crește concret cu 3.000 de lei. Mă opresc și vă rog frumos să interveniți cu întrebări dacă sunt aici neclarități. Cred că s-a înțeles destul de bine. O să vă rog să mai citiți din nou. Să vă uitați peste aplicație, aveți aceste explicații trecute. Le aveți desigur și în curs. Și dacă e cazul, mai impuneți întrebări. Da. Modificarea prețurilor. Am planificat aceste prețuri. Acestea au fost valorile efectiv realizate. Am calculat noi, în acea secvență a treia de la punctul 4, că modificarea prețurilor de la sistemul planificat la sistemul realizat a dus la o scădere cu 7500 aproximativ a cifrei de afaceri. Lucrurile sunt, cred că, relativ simple. E clar că pentru sortimentul A,
prețul a scăzut, matematic, sigur că asta induce o scădere a cifrei de afaceri. Pentru sortimentul B, același lucru, scade prețul, susține asta o scădere a cifrei de afaceri. Pentru sortimentul C, am reușit să vindem la un preț mediu mai mare decât cel planificat, matematic, impact pozitiv de creșterea cifrei de afaceri. Influențele negative asociate evoluțiilor prețurilor pentru sortimentele A și B au fost mai puternice decât influența pozitivă asupra cifrei de afaceri generată de creșterea prețului pentru sortimentul C. Și, per total, ca efect al acțiunii celor trei modificări de prețuri, cifra de afaceri scade. Scade cu, așa cum spuneam, cei 7500 de lei. 38.500 plus 3.000 plus 7.500 egal minus, minus 43.000, în caz că am spus greșit aici, îmi cer scuze, suma celor trei influențe practic explică în acest mod abaterea pe care am constatat-o deja de la punctul 2. Deci am rezolvat, să spunem, o parte mai tehnică a aplicației, am reușit să explicăm cumva mai punctual condițiile în care cifra de afaceri s-a abătut de la plan. Ce am obținut în plus? Din nou, tema noastră de bază este aceea de a înțelege motivele nerealizării cifrei de afaceri și de a putea propune măsuri de corecție pentru 2020. Spuneam la început că dacă mă aștept doar la abaterea de 43.000, minus 43.000, informația e destul de sintetică și de săracă. Dar acum am descompus această abatere în trei abateri distincte. Am aflat că s-a modificat cantitatea vândută de la 4.600 la 4.250 și asta a generat o reducere de 38.500 de afaceri. Am aflat că s-a modificat structura cantității, că s-au modificat prețurile. E, deja cu aceste informații mi-am creat niște piste pentru a analiza și a înțelege motivele, cauzele abaterii cifrei de afaceri. Avem practic trei piste, trei direcții. Și le vom lua pe rând, vom încerca să înțelegem de ce s-a modificat cantitatea vândută, de ce s-a modificat structura, de ce s-au modificat prețurile, generând mai departe aceste efecte asupra valorii cifrei de afaceri, dar înainte de a face asta, încercăm să înțelegem mecanismul matematic, teoretic, de transmitere a influenței fiecărui factor asupra cifrei de afaceri. De ce facem asta? Pentru că la ultimul punct, la punctul 8, vom fi puși în postura de a oferi măsuri de corecție. Cum ar trebui să modificăm valorile factorilor pentru a obține efecte pozitive în 2020 asupra valorii cifrei de afaceri? Și pentru asta avem nevoie să înțelegem legăturile factorial-cauzale și mecanismul matematic transmitere a influenței unui factor asupra indicatorului nostru, cifra de afaceri. E, conform modelului pe care l-am folosit, matematic, cum se transmite asupra cifrei de afaceri influența modificării cantității totale vândute? Formula era, nu? Sumă din Q1 GS0 pe 0 minus sumă din Q0 GS0 pe 0. Ceea ce poate fi scris cum? Și aici, eventual, cred că revin la un Excel. Dacă aveți puțin răbdare, aș vrea să o rescriu. Cred că aici. În această fază, de obicei, scriam pe tablă. O să-mi ia ceva mai mult timp să scriu în Excel. Vă rog să aveți un pic de răbdare cu mine. Deci, vreau să rescriu variația cifrei de afaceri delta PA sub impactul modificării cantității după delta Q. Egal cu, spuneam mai devreme, sumă din ori
S0. S0. Minus. Sumă din 0, este 0 pe 0. Ceea ce este... Acesta este egal cu... Scot pe Q în afara sumelor, pentru că Q mare e pe total, nu pe sortimente. Q1 ori sumă din GS0 pe 0 minus Q0, sumă din GS0 pe 0. Ceea ce este egal practic cu cine? Q1 minus Q0, adică delta Q. Momentul ăla să scriu și așa. Q1 minus Q0. Minus Q0 sumă din GS0 pe 0, ceea ce este ori sumă din GS0 pe 0. Ok, dacă se poate, vă rog frumos, uitați-vă puțin împreună cu mine. Așa. Sper că intre formula pe ecran. Intră oare cu totul? La voi. Da. Intră. Deci, urmăriți-mă puțin. Delta C după delta Q. Formula de bază este asta, nu? Sumă din Q1 GS0 pe 0 minus sumă din Q0 GS0 pe 0. Aceasta ar fi cifra de afaceri planificată. Aceasta ar fi cifra de afaceri recalculată pe seama modificării doar a cantității. Diferența între ele este impactul modificării cantității asupra cifrei de afaceri. Dar Q mare îl pot scoate de sub sumă, că el este pe total, nu pe sortimente. Deci scriu așa, Q1, dar îl scot de aici. Q1 GS0 pe 0, Q1 ori GS0 pe 0, primul termen, minus al doilea. Q0, da? Q0 GS0 pe 0. Dau factor comun pe sumă din GS0 pe 0, deci am Q1 minus Q0, uitați paranteza, ori sumă din GS0 pe 0, adică delta Q, nu? Că Q1 minus Q0 este delta Q, ori sumă din GS0 pe 0. De fapt, sumă din GS0 pe 0 este prețul mediu planificat. Și aici. Dați-mi voie. O clipă să văd cum... Așa, cred că se scrie.
prețul mediu, da, în bara de sus este semnul pentru mediu, prețul mediu planificat este cine? Este. Sumă din Q0 GS0 pe 0, adică cifra de afaceri planificată, supra din Q0, adică cantitatea planificată. Ceea ce înseamnă zero sumă din GS0 pe 0. Îmi cer scuze, aici nu este suma din Q0, este Q0, vă rog, mi-ar trebui. Este suma din Q0, adică Q0. Avem Q0, suma din GS0 pe 0 supra Q mare 0, adică suma din GS0 pe 0. Las deschisă cât să urmăriți. Da? Deci cred că se vede. Prețul zero planificat și văd că nu-i apare. Nu am clipa să refac aici. N-a ieșit chiar cum voiam. Deci prețul zero planificat este practic cifra de afaceri planificată, adică sumă din Q0 GS0 pe 0, pe cantitatea planificată a fi vândută, pe Q0. Ceea ce observați că matematic înseamnă sumă din GS0 pe 0. Ceea ce aveți aici. Deci, variația cantității, ce impact generează asupra cifrei de afaceri? Vedeți că variația cifrei de afaceri va fi proporțională cu variația cantității și cu această sumă care este prețul mediu planificat. Mai mult, se vede că o variație a cantității duce la o variație în același sens a cifrei de afaceri. Evident, presupunând că prețul planificat e unul pozitiv, nu văd cum ar putea fi negativ. Deci, recapitulând, o variație a cantității, adică un anumit delta Q, că e pozitiv sau că e negativ, adică are loc o creștere sau o scădere a cantității, ideea este că o variație delta Q a cantității totale duce la o variație a cifrei de afaceri în același sens, adică ce înseamnă asta? Crește cantitatea, crește și cifra de afaceri. Scade cantitatea, scade cifra de afaceri. Cât de mare va fi variația cifrei de afaceri? Proporțională cu sumă din GS0 pe 0, adică proporțională cu prețul mediu planificat. Sau, dacă doriți, proporțională cu greutatea specifică planificată a fiecărui sortiment și cu prețul planificat al fiecărui sortiment. La ce mă ajută asta? Voi merge pe această logică în momentul în care voi propune măsuri de corecție.
ce am nevoie să fac pentru a crește cifra de afaceri, printre altele, ar trebui să cresc cantitatea. Crescând cantitatea cu, ce știu eu, 10 unități, voi obține o creștere a cifrei de afaceri proporțională cu prețul mediu, evident, planificat, sumă din GS0 pe 0. Sunt diverse forme în care putem să scriem formula. Eventual, dacă vă gândiți, acest Q1, acesta, îl pot scrie și sub forma de Q0 ori indicele de creștere a lui Q de la anul 0 la anul, de la 0 la 1, la planificat realizat. Și atunci veți putea scrie această formulă ca sumă din Q0 GS0 pe 0 ori EQ minus sumă din Q0 GS0 pe 0, adică practic EQ minus 100% înmulțit cu sumă din Q0 GS0 pe 0. Deci poate fi scris în diverse forme formula, ceea ce pe considerente practice la ce ne ajută, pur și simplu recalculez cifra de afaceri pe seama modificării producției, înmulțind cea 0 cu indicele, cu ritmul de creștere, practic EQ minus 1, cu ritmul de creștere al producției, al cantităților vândute. Hai să văd dacă pot pune asta pe grup. Probabil nu. Mă lasă să o postez pe Facebook. Revin la problema noastră. Care este mecanismul de transmitere a influenței modificării structurii? Nu uitați că structura nu este un număr. Structura, prin urmare, nu poate să crească sau să scadă. Structura este un sistem de greutăți specifice. În cazul nostru concret, acesta a fost sistemul planificat, acesta a fost sistemul efectiv realizat. Deci, repet, să nu aveți exprimări de genul structura crește sau scade. Întotdeauna suma acelor trei sau câte ori fi greutăți specifice va fi egală cu 100%. Nu crește, ci se modifică în favoarea unui sortiment și în defavoarea altui sortiment. Modificarea structurii. Cum își transmite, la modul teoretic, independent de cifrele noastre, în orice situație, cum își transmite influența asupra cifrei de afaceri? Orice creștere a greutății specifice a unui sortiment cu prețul planificat mai mare decât prețul mediu planificat, duce la creșterea cifrei de afaceri. Dimpotrivă, o scădere a greutății specifice a unui sortiment cu prețul planificat mai mare decât prețul mediu planificat, duce la o scădere a cifrei de afaceri. Creșterea greutății specifice a unui sortiment cu prețul planificat mai mic decât prețul mediu planificat, duce la scăderea cifrei de afaceri și invers. Care este mecanismul teoretic de transmitere a influenței modificării prețurilor asupra cifrei de afaceri? În esență, modificarea prețurilor induce o influență în același sens asupra cifrei de afaceri, proporțională cu Q mare 1 și cu GS1, adică cu cantitatea totală efectiv vândută și cu ponderea efectivă a sortimentului în total cantitate vândută. Mă opresc puțin și vă rog frumos să interveniți cu întrebări pentru a clarifica ce ar fi de clarificat. Vă rog. Nu sunt întrebări. Nu. Merg atunci mai departe. La punctul 7 ni se cere să explicăm
cauzele care au făcut factorii să acționeze, să se modifice. Cu alte cuvinte, bun, am înțeles că față de planificare s-a modificat și cantitatea totală vândută și structura acesteia și prețurile de vânzare. Cei trei factori așa cum am separat noi în modelul nostru. Am înțeles că aceste modificări au avut impact asupra cifrei de afaceri. Am și cuantificat cumva acest impact. Dar ce a făcut fiecare factor să se modifice? Care sunt cauzele, la modul general vom aborda aici, nu neapărat pe cifrele noastre, pentru că nu vom avea informații în aplicație destule. La modul general, care ar putea să fie cauzele care să determine variații ale cantității totale vândute? Și aici trebuie să revenim la limitele, elementele care limitează cantitatea totală vândută, pe care am început să le discutăm data trecută. V-am structurat aici în aplicație pe o logică. Le puteți structura în ce variantă doriți. Am încercat aici în aplicație să vi le structureze în modul următor. Și anume pe judecata că, pe de o parte, nu putem să vindem mai mult decât ne cere piața. Deci Q mare va fi clar limitat ca valoare maximă de cea din partea pieței. Nu? Nu să fie Q mai mare decât cererea, că nu am cui să vând mai mult decât este cererea adresată de către piață întreprinderii. De asemenea, Q mare este limitat de capacitatea de producție. Adică și dacă aș avea cerere din partea pieței, neputând să produc, nu pot vinde mai mult decât pot produce, deși poate mi s-ar cere. Apoi, ar mai fi limitat, spuneam noi, de disponibilitatea surselor de finanțare pentru ciclul de exploatare. Vă reamintesc de la cursul și seminarul de analiză a echilibrului financiar că derularea ciclului de exploatare implică niște nevoi de finanțare specifice. Le-am spus nevoi de finanțare ciclice. Și le-am cantificat prin intermediul valorii stocurilor și creanțelor. Nu mai intru în detalii decât dacă voi îmi puneți întrebări. La vremea aceea, cred că am explicat mai detaliat cum se formează stocurile, cum se formează creanțele față de clienți în mod special, dar creanțele în general, și cum ele, formarea lor este o necesitate pentru derularea ciclului de exploatare, dar în același timp, în procesul de finanțare, pentru a le forma, e nevoie să le finanțăm prin ceva. Cum exploatarea generează în mod natural o serie de surse ciclice, surse de finanțare a acestor stocuri și creanțe. Dar cum de obicei, aceste surse ciclice, văzute prin intermediul datoriilor de exploatare pe termen scurt, nu sunt suficiente pentru a acoperi integral stocurile și creanțele. Și rămâne un deficit numit necesar de fond de rulment. Acest necesar de fond de rulment, dacă încercați să vă amintiți, putea să fie finanțat din fond de rulment, cum îi sugerează și denumirea, dar în realitate mai are o posibilă sursă de finanțare și anume datoriile financiare pe termen scurt. Cu alte cuvinte, ciclul de exploatare, pentru a putea fi derulat, generează nevoi de finanțare sub formă de stocuri și creanțe, iar stocurile și creanțele sunt în principiu proporționale cu cifra de afaceri, cu volumul de activitate. Prin urmare, a crește volumul producției vândute înseamnă automat obligativitatea creșterii valorii stocurilor și creanțelor. Cam acesta ar fi principiul. Și asta voiam să spun, că mai avem o limită aici. Poate avem cerere din partea pieței, avem capacitate de producție, dar a produce și a vinde mai mult înseamnă a lucra cu stocuri și creanțe mai mari, pe care trebuie să le finanțăm. Și dacă nu avem din ce, nu avem cum să le formăm. Și dacă nu avem cum să le formăm la un nivel superior, nu putem vinde, produce și vinde la un nivel superior. Deci, cantitatea vândută este marcată, este limitată și de fondurile disponibile pentru finanțarea stocurilor și creanțelor, adică nevoilor de finanțare ciclice. Ați văzut că le finanțăm aceste nevoi ciclice parțial din surse de finanțare ciclice, adică datorii de exploatare pe termen scurt, de obicei
preponderent formate din datorii față de furnizori și diferența încercăm să o finanțăm din fond de rulment sau din datorii financiare pe termen scurt. Ori dacă fondul de rulment și datoriile financiare pe termen scurt sunt limitate, automat stocurile și creanțele pe care le pot finanța vor fi și ele limitate și automat va fi limitat volumul de activitate de exploatare pe care îl pot susține. Deci automat va fi limitată și pe această direcție cantitatea totală vândută. Și v-aș propune să le luăm pe rând. Deci e important să înțeleg aceste lucruri. Pentru a lămuri, cifra de afaceri până la urmă este afectată direct sau indirect de orice. Ați putea să spuneți, domnule, vremea de afară e o cauză a scăderii cifrei de afaceri. Și n-aș putea să vă contrazic. Dar nu vreau să fiu eu pus în postura să imaginez oare cum s-au gândit. Oare s-au gândit că poate firma lucrează în agricultură și că un an mai secetos a redus recolta sau dimpotrivă a fost un an ploios și a întârziat recoltarea și s-a pierdut o parte din producție. Sau s-au gândit poate că firma lucrează în construcții și fiind iarna, fiind frig afară, prelungindu-se iarna până poate în aprilie, n-am putut să începem lucrările exterioare, prin urmare ni s-a scurtat sezonul de execuție și pe această cale am generat o ceva mai mică. Sau, ce știu eu, a fost frig afară și angajații au întârziat săptămâna asta la lucru că le-a fost groază să iasă din casă. Nu vreau să mă gândesc eu cum ați judecat. Orice ați spune, probabil că are un impact asupra de afaceri, indirect sau direct. Ceea ce vreau este la acest punct 7 să identificați cauze posibile pentru fiecare factor și să explicați legătura factorial-cauzală sau legătura între cauză și factor. Le-aș lua puțin pe rând. Am enumerat câteva elemente limitative pentru primul factor, cantitatea totală care poate fi vândută. Nu știu, încep cu ce? Cu cererea din partea pieței, pe care, mă rog, cele pe care întreprinderea o recepționează din partea pieței. De cine depinde ea? Probabil că este marcată de multe elemente. Am mai discutat, sintetizez. Bănuiesc că putem judeca această cerere pe care firma o primește ca fiind marcată de cererea totală de pe piață și mai departe, cum ajung de la cererea totală la cât primește întreprinderea. Presupun că aici contează strategia de marketing a întreprinderii noastre, adică mixul de marketing, politica de produs, preț, promovare, distribuție, dar contează și strategiile de marketing ale concurenților. Cât reușesc să fure concurenții din total piață, cât reușim să acaparăm noi prin strategia proprie de marketing. Cererea pe total piață, mă gândesc că e marcată la rândul ei, pe de o parte nevoie, nu? Pe de altă parte de măsura în care piața este solvabilă. Oamenii poate au nevoia, dar au fonduri limitate pe care le pot aloca pentru a o satisface. Nu știu, voi poate că ați avea nevoie de un telefon celular ultimul model, dar nu neapărat sunteți dispuși să-și alocați bani sau poate nu-i aveți. Există nevoie, dar nu este solvabilă. Putem să descompunem mai departe aceste elemente la nesfârșit. De ce nevoia crește sau scade? De ce solvabilitatea crește sau scade? Au crescut salariile oamenilor și asta face nevoia solvabilă într-o mai mare măsură? Sau dimpotrivă salariile scad sau alte tipuri de venituri în economie? De ce scad? De seama pandemiei în acest moment, poate. Sau din orice alte motive. Sau salariile au rămas pe loc, dar a existat fenomen inflaționist, a existat inflație, astfel încât scade puterea de cumpărare a populației. Sau pe seama diverselor fenomene din economie, banii din bugetul personal al individului care face parte din piața țintă sunt alocați în mai mare măsură către alte tipuri de bunuri și servicii. Habar n-am, crește prețul la pâine, salariul omului rămâne același, dar automat, fiind obligat să cumpere pâine,
alocă mai mulți bani pe lună pentru pâine și rămân mai puțini bani pentru telefoane celulare dacă noi asta vindem. Deci, putem analiza mai departe aceste fenomene la nesfârșit. Pot să văd de ce a crescut prețul la pâine, care este perspectiva. Poate a scăzut pe termen scurt pentru că a fost secetă și a crescut prețul la făină sau pe moment pentru că importam făină din China. Acum s-au existat importurile și crește prețul la pâine, dar se va reglementa după 2 luni de zile, sperăm, după ce se renormalizează relațiile comerciale cu alte țări. Deci putem merge cu analiza oricât în detaliu. Considerăm că este necesar, bineînțeles, de la caz la caz. Din nou, ceea ce am vrut să spun este că orice ați spune, dacă aruncați acolo două, trei cuvinte, probabil va fi adevărat. Dar eu am nevoie să văd cum gândiți relația factorială cauzală. Nu doar să mă aruncați acolo, cum v-am spus, vremea de afară sau inflația sau pandemia. Vreau să văd că ați înțeles legătura logică între cauză și factor. Că mai devreme am văzut care este legătura matematică, logică între factor și indicatorul nostru, cifra de afaceri. Ce să spun? Mixul de marketing e o problemă distinctă, nu știu dacă aș intra neapărat în detalii. Ați studiat o materie de marketing, cred că în anul 2, nu? În anul 2, semestrul 1, într-un comun, cred că există o materie de marketing. Zic bine? Da. Ok. Aici aș vrea două, trei aspecte doar să vă indic și nu intru mai mult în detalii. Aveți grijă să vă fie clar întotdeauna în practică care este piața. Că nu are rost să filozofăm despre creșterea sau reducerea cererii sau strategiile concurenților înainte să identific foarte clar care este piața mea țintă. Și asta este un păcat comun pe care îl văd aproape întotdeauna în practică. Am în față în fiecare an cel puțin câteva sute de antreprenori. Aproape toți, ca să nu zic toți, au cumva falsa impresie că piața lor nu este limitată. Piața lor este de-a dreptul globală. Că ei se află, fiecare crede despre el că se află într-o situație deosebită. Alții piețele, au piețe restrânse, limitate, dar pentru mine se gândește omul, piața nu are limite. Păi cum să aibă limite? Ok, e adevărat că eu vând lango și că am pentru asta un chioșc, un magazin în Iosefin, în Timișoara. Dar de ce să spun eu că piața mea este formată doar din oamenii din Iosefin? Poate să cumpere orice în Timișoara. De ce să o limitez la oamenii din Iosefin? Se gândește el. Sau se mai gândește, domnule, la adică dacă vine cineva din București, într-o delegație din Timișoara, trece prin Iosefin și cumpără langoși, cine l-ar opri? Eu nu-l opresc, îi vând și lui. Deci, și oamenii din București și oamenii din România pot să facă parte din piața mea țintă. Și adică și dacă vin chinezi sau japonezi și trec prin Timișoara și vor să cumpere un langoș, eu le vând. Deci piața mea este piața mondială. Poate că eu am un butic, un spațiu în Iosefin cu un angajat și vând 5 de langoși pe zi, dar piața mea este piața mondială. Nu. Nu asta înseamnă piață, nu asta înseamnă să-mi înțeleg piața. Nu e vorba despre cine poate să-mi fie client, ci este vorba despre piața potențialii cumpărători pe care mă focalizez. Nu zic că refuz un chinez dacă vine să cumpere un langoș, dar nu înseamnă că eu țintesc chinezii sau nici măcar bucureștenii și poate nici măcar timișorenii din Calea Lipovei. Eu când am deschis spațiul comercial în Iosefin, am luat o decizie care cumva intră în strategia de marketing la politica de distribuție, nu? Și fac distribuție directă și mi-am stabilit amplasamentul acolo unde mi este piața. Îi vizez pe cei din Iosefin. Dacă îi vizam pe cei din China, probabil că mi-aș fi deschis un spațiu comercial în China. Politica de promovare. Dacă îi vizez pe cei din China, mă gândesc că mă pun și fac promovare în China, pe Facebook și pe tramvaie sau pe pereți, pe panouri stradale în China, când Iosefin, în Timișoara, se vând langoși.
Evident că nu are sens acest lucru. Când vorbesc de piață, vorbesc de grupul de consumatori pe care îi țintesc. Că vin unii din afara grupului odată la 10 ani și cumpără, bineînțeles că îi servesc. Dar focusul meu este probabil un exemplu de mai devreme, populația din zona Iosefin și poate unii care vin în piață în Iosefin să cumpere de acolo sau să vândă în piață. O pot defini destul de clar, și geografic și ca, eu știu, alte elemente de profil, gen venituri sau vârstă sau de văzut ce ar mai putea fi relevant. Ei, deci, înainte să pot vorbi despre faptul că cererea crește sau scade de piață, trebuie să definez foarte clar care nu este piața. Înainte să vorbesc despre măsura în care din această piață pierd sau câștig cotă, măsura în care apar concurenți noi pe piață și îmi fur din cotă sau le fur eu din cota de piață, am nevoie să stabilesc care sunt concurenții și pot să fac asta numai dacă știu foarte clar care mi este piața. Dacă eu produc, indiferent ce aș produce în Timișoara, tendința aproape întotdeauna în practică este aceea de a spune, domnule, concurenții sunt toate firmele care produc același lucru în Timișoara. Și atunci ce se face de obicei? Ce produc mobilier cod KN 3109, să zicem? Dau un search pe Google, Timișoara KN 3109. În 2 secunde găsesc o listă completă cu toate firmele din Timișoara care au cod KN principal 3109. Și troznesc în ce-o fi făcând, o prezentare, o analiză, o listă cu câte ori fi 200 firme din Timișoara cu acest cod KN principal. Și aceștia sunt concurenții mei. Nu, nu sunt. Cine este concurentul meu? Concurenții mei sunt entități cu care împart aceeași piață. Pentru a răspunde la întrebarea cine sunt concurenții mei, ar trebui să pun practic întrebarea atunci când clientul nu cumpără de la mine. De la cine cumpără? Răspunsul la această întrebare e practic răspunsul la cine îmi sunt concurenții. Dacă eu vând mobilier, îmi cer scuze, produc mobilier în Timișoara, poate clienții mei nu sunt Timișoara. Poate piața mea țintă este Italia, vând mobilier în Italia. Deci firmele care produc în Timișoara, cât timp nu vând în Italia, nu sunt concurenți. Dacă eu produc mobilier în Timișoara și îl vând în Timișoara pe piața, evident că trebuie să nuanțez. Poate vând Timișoara în mod direct către persoane fizice, cu un anumit profil. Poate fac mobilier la comandă și fac mobilier din lemn masiv, mai scump, deci automat mă adresez persoanelor din Timișoara cu venituri ridicate peste un nivel de. Și în continuare pot defini mai nuanțat profilul lor. E, cine sunt concurenții mei? Alte entități, că or fi SRL-uri, că or fi PFA-uri, că or fi altceva, de la care piața țintă, adică acești oameni, persoane din Timișoara cu venituri peste nu știu cât, ar putea cumpăra mobilier. Aceia sunt concurenții mei. Poate fi vorba despre, cum am spus, SRL-uri din Timișoara, PFA-uri din Timișoara, întreprinderi individuale, familiale sau eu știu ce alte forme din Timișoara, dar pot fi la o adică și din Arad. Între noi fie vorba, pot fi și din China. O firmă din China poate să producă mobilier în China și să-l vândă unor oameni din Timișoara. Nu? Ați învățat la marketing despre strategie de distribuție cu lanț de distribuție lung, indirect, în care poate eu produc în China, vând către un magazin din Timișoara, care mai departe vinde către persoanele fizice pe care le vizează și firma noastră din Timișoara. Deci firma din Timișoara se bate pe piața din Timișoara cu firma din China, care distribuie printr-un intermediar, printr-o verigă intermediară, un magazin. Sau, ce știu eu, își deschide și magazinul propriu, dar varianta asta am vrut să iau un calcul în care firma nu e înregistrată fizic, nu e înregistrată la ONRC pe Timișoara. E o firmă din China, dar e concurentul nostru. Deci, dacă ajungem să intrăm în detalii de ce scade cererea din partea pieței, atunci trebuie să lămurim care este piața și pe acea piață să facem analiza. Care sunt concurenții și pe ei să facem analiza. O listă cu firme care au același cod ca ei în aceeași localitate nu constituie o listă neapărat cu firmele concurente.
Concurenți pot să fie și alte entități decât SRL-uri, dacă lista e doar cu SRL-uri și probabil că va fi cu SRL-uri dacă luăm de pe internet sau ESA-uri. Va conține doar filmele care au cod KM principal, cel pe care noi l-am introdus în exemplu de mai devreme 3109, în condițiile în care în Timișoara, mai mult ca sigur, sunt o grămadă de firme care au producțiile de mobilier drept cod KM secundar. Poate au, ce știu eu, tipografie cod KM principal și au ca și cod KM secundar producție de mobilier. Și ele produc bine, mersi, și vând mobilier. Și nu le luăm în calcul. Plus că o parte din aceste firme care produc în Timișoara nu vând în Timișoara sau în orice caz nu pe piața, pe bucățica noastră pe care nu e în piață. Și apoi sunt multe altele aflate în alte părți ale lumii care vând în Timișoara. Deci, atenție când vorbim de concurenți, cum îi definim. Mă opresc puțin și vă rog frumos să interveniți cu întrebări sau opinii. Sunteți acolo? Da. Da. Vă rog. Vreți să încercăm să dăm un test? Inițial planificasem un test după ce ne-am lovit iaca de situația aceasta. Spuneam că renunțăm la test. Credeți că ar fi util să dăm totuși un test pe platformă, să ne obișnuim cu ea înainte de examen? Că e clar că vom da examenul pe platformă. Credeți că ar fi oportun să revenim la soluția, la formula inițială în care dăm un test pe parcurs semestrului și îl dăm pe platformă? E clar că examenul vom da pe platformă. Nu veți întreba, veți avea În întrebările. ultima săptămână ar fi iarăși bine dacă am Cred că da. ar fi bine. În ultima săptămână, chiar înainte de examen? Da, ne-ar pregăti puțin așa. Din partea mea poate fi oricum, numai să cădeți și voi de acord, să fiți cu toții de acord. Să fie asemănător cu examenul. Cu siguranță. În planul inițial, urma ca testul dat în timpul semestrului să conteze în proporție de 30% și nota de la examen de 70%. Deci, am putea să revenim la acest plan, să dăm testul, dacă vreți, în ultima săptămână și apoi urma examen. Cum credeți? Eventual gândiți-vă, îmi spuneți data viitoare, nu știu, reușiți cumva să mai comunicați sau vă exprimați acum. Din partea Sau mea mai poate bine fi ne oricum. gândim Suntem toți de și vă acord. spunem săptămâna viitoare. Sau vreți acum toți? Nu sunt toți de online și de aceea ziceam mai bine așteptăm până săptămâna viitoare să vedem, Din partea să mea e vorbim. ok. Din partea mea e ok. Orice variantă, aș vrea doar să ajung la varianta cea mai bună pentru voi. Dacă apreciați că v-ar fi util testul din perspectiva că, din nou, ar însemna trecerea din notă și, pe de altă parte, că v-ați obișnui și eu m-aș obișnui că n-am mai dat până acum examen pe platformă, facem. Dacă nu, nu facem. Cum e mai bine pentru voi? Gândiți-vă atunci și pe data viitoare poate îmi comunicați. Nu știu, nu dau seama ce măsură reușiți voi să vă înțelegeți între voi. Dar hai să vedem ce iasă. Încercați să vorbiți și ar fi grozav dacă ați cădea cu toții de acord. Bun. Merg mai departe cu acordul vostru. Capacitatea de producție. Nu? Că spuneam că ea este, cum se o altă limită pentru cifra de afaceri. Cât pot să produc? Pentru cantitatea vândută. Nu pot să vând din producția proprie mai mult decât pot produce. Cât pot produce, sigur că este limitat mai departe de o serie de elemente. Depinde foarte mult de domeniul de activitate. Vă dădeam exemplu mai devreme.
sectorul construcțiilor, în care personal am lucrat acum peste 10 ani. Pentru foarte multe tipuri de lucrări, adică indiferent că fac lucrări de intervenții pe clădiri existente, care pot ajunge la valori mari. Indiferent că aș construi poate clădiri noi, să zicem case, n-aș avea nevoie de utilaj. Adică dacă vă gândiți, hai să zicem că ai construi o casă, ai avea nevoie la început să sapi fundația. Hai să zicem că nu mai sapă nimeni manual. O sapi, ai nevoie de un excavator. Dar o sapi cu excavatorul în câteva ore. Pentru asta n-am nevoie să dețin în proprietate un excavator. Îl închiriez pentru 5 ore, 10 ore, pentru o zi. Înțelegeți? Deci n-am nevoie să dețin excavator. Am săpat fundația, mai departe ar trebui să confecționez armătura, cumpăr fierul, îl leagă oamenii manual, practic leagă armătura, o montează, am nevoie să torn beton. Nu vrea mai face nimeni betonul cu malaxorul sau manual. Comand beton, vine cu betoniera, vine cu mașina de la furnizor, îl toarnă direct, poate cu pompă, în fundație, fac fundația, fac elevația, gata, n-am avut nevoie de utilaj. Mai departe, zicem că fac ziderie din cărămidă, am nevoie de oameni care iau cărămidă cu cărămidă, mortar pe care îl fac probabil cu malaxorul, care e obiect de inventar, nu-i mare lucru, câteva sute lei, amestecă, nu, nisip cu de la caz la caz cu ciment, var, fac zidăria. După aceea continui armătura, iarăși vin, poate că fac cofrajele, aduce, vine pompa și îmi toarnă stâlpii. N-am nevoie să dețin utilaje în proprietate. Construiești structura la acoperiș, nu? Șrapanta învelitoare, n-am nevoie de niciun fel de utilaje. Oamenii lucrează, doar oamenii, cu niște scule, gen ciocane și așa mai departe. Montez uși, ferestre, n-am nevoie de niciun fel de utilaj. Tencuiesc, există utilaj de tencuit, dar dacă v-aș construi case, nu cred că mi-aș cumpăra un utilaj de tencuit pentru atâta lucru, că aș face câteva case pe an. Bănuiesc o firmă de dimensiune decentă. N-aș avea un utilaj de tencuit. Tencuiești manual. Deci tot oamenii. Faci placări pe exterior cu polistiren sau cu vată minerală, pe interior instalațiile. N-ai nevoie pentru nimic de utilaj. Dacă ai o casă nu cu etaj, să zicem că ai nevoie de schelă, pe care, ok, o poți cumpăra, dar la fel de bine o închiriez atunci când ai nevoie de ea, când ai nevoie pentru mult timp de ea. Mai degrabă și am preferat să o închiriez decât să o cumpăr și după ce că nu o folosesc mai în partea anului, o mai și țin, trebuie să plătesc undeva chirie pe un depozit, să o pot ține undeva. Deci e un domeniu în care foarte multe firme nu găsesc necesar să dețină niciun fel de mijloace fixe. Forța de muncă este esențială. Și atunci, capacitatea de producție, dacă să zicem, n-aș face prin absurd altceva decât să pun gresie. Să zicem că limita nu e cerea din partea pieței. Mi se cer cât vreți voi, 10.000, 100.000 de metri pătrați de gresie de montat, de lacat pe lună. Adică ceva la care oricum nu o să ajung, de asta vreau să spun. O cantitate foarte mare mi se cere pe care oricum nu o pot face. Că aici vreau să ajung la situația în care sunt limitat de capacitate. Ce mă limitează? Utilaje? Nu. Mă limitează numărul de oameni și cât face un om. Am, să zicem, 5 muncitori calificați, zidari, faianțori. Un om poate să facă X metri pătrați pe zi. Într-o lună lucrez, să zicem, 21 de zile. Deci pot să fac Y metri pătrați pe lună. Cantitatea pe care o pot face pe lună, ca și capacitate, e determinată în acest caz de pur și simplu numărul de oameni și productivitatea fiecărui om, sau medie, dacă vreți, a oamenilor, nu de utilaj. Și atunci, sunt destule situații, mai ales
Până acum, în perioada dinainte, acum cu pandemia, nu-mi dau seama care e situația pe total economie, pe domeniul construcțiilor, pe total România, vreau să zic. Dar clar, până în anii trecuți, înainte de pandemie, după criza din cât a fost 2008 până când a fost, până în 2013 sau până când s-a considerat că a ținut, cele mai multe firme au fost în situația de a avea cereri din partea pieței și de a fi limitați în volumul de lucrări executate, nu de cerere, ci de, în general, numărul de angajați și, cum spuneam, de productivitatea lor. Deci, clar, numărul de angajați într-un astfel de caz e marcant. Și numărul de angajați pe care firma îl deține e marcat de piața forței de muncă. Nu-i găsesc pe piață. Merg mai departe. De ce nu-i găsesc pe piață? De ce găsesc doar 3 și nu găsesc 10 câți mi-ar trebui sau 20? Sau știți cum? Eu angajez acum 10, dar mâine îmi pleacă unul, poi mâine îmi pleacă altul. Iarăși caut peste 200, mai găsesc unul, îl angajez. Și ajung în medie să lucrez nu cu 10, cu câți aș fi avut nevoie, ci lucrez în medie cu 3 sau cu 4, ca număr mediu de angajați. Pleacă foarte frecvent. De ce nu găsesc, în primul rând, pe piață oameni? Oferta de forță de muncă în acest domeniu și în foarte, foarte multe altele a fost până acum limitată, mai mică decât cererea. Cererea a fost mare, oferta mai mică decât cererea. Din ce motiv? În construcții, poate că pe de o parte nu s-au mai calificat oameni. Tot mai puțini au fost interesați să se califice, să devină specialiști, muncitori calificați în construcții. Cei calificați în timp ajung să se pensioneze, să nu mai lucreze. Alții poate că au plecat în străinătate. În același timp, cum spuneam, cererea a crescut, așa încât împart acest volum limitat de muncitori care există pe piața forței de muncă, piața locală, îi împart cu multe alte firme. Deci, ca să-i atrag la mine, va trebui să fiu eu competitiv pe piața forței de muncă. Cum sunt competitiv? Atenție la ce e perceput de către angajați drept competitivitate. Este salariul singurul lucru care contează? Dacă da, clar va trebui să ofer salarii mai mari decât concurenții mei pe piața forței de muncă. Concurenți care sunt, la prima vedere, celelalte firme de construcții, dar de luat în calcul faptul că pentru multe sectoare pe piața forței de muncă, concurente sunt și firme din sectoare diferite. Spre exemplu, îmi povesteau cei de la Fropin în anii trecuți, nu, care fac panificație, patiserie, cofetărie, că le pleacă oamenii să lucreze în multinaționale, la bandă. Sau de la Profi, că le pleacă oamenii să lucreze în multinaționale. Adică multinaționalele care la rândul lor erau presate că n-aveau forță de muncă, dar oamenii de care aveau nevoie nu trebuiau să fie calificați, îi calificau destul de repede la locul de muncă, îi luau din orice domeniu. Puteau să ia omul de la Teșghia, de la Profi. Și atunci Profi ajungea concurent nu doar cu, să zicem, Oșan, pe piața forței de muncă, ci și cu Hella sau cine vreți altcineva. Deci, de văzut cu cine sunt concurent de piața forței de muncă și ce ar trebui să fac pentru a fi competitiv, pentru a putea atrage forța de muncă necesară. Erau vremuri în care ce spun acum părea o filozofie, pentru că era șomaj. Dar în ultimii ani a devenit un element esențial. Esențial, în sensul că aproape toate firmele se confruntă cu probleme de personal. Nu găsesc angajați, dacă găsesc, nu prea au de ales, adică una e să îți vină, organizezi poate un interviu și îți vin 20 pe un post și alegi pe cel mai bun, alta e să-ți vină unul și de la te rogi. Și că de la are nu știu câte opțiuni, normal că peste o lună, dacă vrea, pleacă în altă parte. Evident că din perspectiva angajatului e o situație bună. Și voi, studenții în anul 3, s-ar putea ca în viitorul foarte apropiat să fiți în postura de angajați. O astfel de situație vă favorizează și ar trebui să profitați de ea. Dar în postura de antreprenori, când veți fi în această postură, normal că v-ați dori să aveți mai multă putere de negociere, să găsiți angajați de calitate, buni
și să-i puteți păstra. Ok. Productivitatea. Am angajați, dar nu produc atât cât planificam eu să producă. De cine depinde câți metri pătrați de faianță pune în medie pe zi sau pe lună un faianțor? Mă gândesc că depinde de calificarea lui, dar depinde în mare măsură și de cât de motivat este. Am avut destule situații în care oameni mai puțin calificați au avut nevoie de mult mai mult timp sau și mai rău, au pus prost și a fost nevoie să dai jos ce au pus și să repui. Și am avut destule situații în care unii oameni au fost mai motivați decât alții. Din nou, pe unii oameni îi motivează exclusiv salariul și îi plătești și lucrează. Alții, pur și simplu, nu sunt motivați de nimic în mod special. În particular, în domeniul construcțiilor, statistica oficială arăta în anii trecuți că consumul de alcool era cumva la el acasă, cum ar veni. Era sectorul cu, pe loc întâi la consum de alcool. Asta înseamnă că sunt toate șansele, dacă ai 10 oameni, 2 sau 3 să fie consumatori foarte serioși. Și după ce ai plătit salariile, 2, 3, 4, 5 zile să nu vină la lucru până când nu consumă toți banii din nefericire. Pentru ei de obicei se transpune asta în drame familiale, drame personale. Pentru tine ca angajator înseamnă că oamenii îți vor lipsi 3, 4, 5 zile ceea ce îți contractă capacitatea de execuție. Și pe de altă parte afectează măsura în care ei sunt realmente motivați de bani. De multe ori oamenii sunt motivați de elemente cumva mai subiective, mai ales atunci când au de ales. În construcții are un client la negru, vine cineva care îi cere să-i pună grese și faianță în apartament la negru. Și el se duce. Mâine nu mai vine la lucru. Nu vine la lucru o săptămână, două, nici nu știi de el, că el a mers să pună la negru. Deci două să vine înapoi la lucru. Am întors. Cum controlez asta? În alte situații mă gândesc că oamenii sunt motivați de oportunitățile de carieră pe care întreprinderea le oferă. Și atunci, în măsura în care îi creez condițiile să promoveze, poate că e motivat și lucrează mai mult. Sigur că noi toți, inevitabil ca indivizi, trebuie să privim din ambele puncte de vedere, noi fiind economiști. Oricum lucrăm și ca angajați și vom fi poate și antreprenori și dacă nu suntem antreprenori, ca economiști, judecăm din perspectiva managementului pentru firmele în care lucrăm în diverse posturi și noi trebuie să privim din ambele puncte de vedere, al angajatului și al angajatorului. Deci, are sens să analizez dinamica numărului de angajați, numărului meu de angajați, ca și posibilă cauză a unei eventuale reduceri a capacității, a laturii, să zicem, umane a capacității de producție. Dinamica productivității. Și pe fiecare le putem duce mai departe, să încercăm să înțelegem de ce a scăzut numărul de angajați sau nu s-a realizat, de ce a scăzut productivitatea. În concordanță cu aceste concluzii vom putea oferi și măsuri de corecție. Merg însă mai departe cu aceste cauze. Sunteți încă cu mine că vorbesc cam mult de unul singur. Ar fi plăcut dacă ați interveni eventual și voi. Ce credeți voi că ar mai afecta productivitatea muncii? Ați făcut vreo materie de resurse umane? Nu. Ok, dar ați făcut măcar management. Ați făcut management general tot în anul 2 într-un cu comun. Am făcut. Și ce motivează oamenii, ce ar marca în opinia voastră productivitatea oamenilor? Ambianța la locul de muncă. Mai mult ca sigur. Siguranța sau securitatea, nu știu.
Sigur. Deci trebuie văzut. De la caz la caz, probabil că importanța acestui lucru va fi diferită, dar trebuie să, nu puteți să nu țineți cont de ele, sunt importante. Sunt firme, prin IT am văzut mai mult practicat. Acționarii, asociații firmelor, să zicem antreprenorii, au tendința de a implica angajații oferindu-le câte o părticică din capitalul social, făcându-i și pe ei asociați. În felul ăsta îi păstrează în firmă și își motivează să se implice să lucreze. În alt domenii poate ar funcționa mai puțin, de asta spun. Sunt diverse pârghii care se potrivesc mai bine într-un domeniu, altele care se potrivesc mai bine în alt domeniu. Dar e important să fim la curent cu ce face concurența, cu ce se întâmplă pe piața forței de muncă și să găsim mereu cele mai eficace metode. Nu putem să ignorăm subiectul. Bun. Latura tehnică a capacității de producție. Numărul de utilaje, valoarea utilajelor, capacitățile de producție scriptice ale utilajelor, ale fiecărui utilaj. Calitatea lor. Cumperi un utilaj cu anumită capacitate, dar am văzut, nu că am văzut, vă puteți și imagina, utilaje și ASMR o temă de discuție în practică. Același utilaj îl oferă poate 20 de furnizori de utilaje de producători, dar diferențele de preț sunt mari, în sensul că la aceeași capacitate, ca aceeași parametri. Ce fac? Iau un utilaj din Germania, sau iau un utilaj din China. De multe ori sunt diferențe în modul de folosire. Am văzut utilaje cumpărate la aceeași capacitate, dar cumpărate cu preț mai mic de la producători, poate că cu pretenții mai mici, care destul de frecvent se strică. Atunci ai timpi morți în care nu poți să produci, se afectează capacitatea, dincolo de faptul că generează cheltuieli cu reparațiile. Fără îndoială că uzura fizică a utilajelor va duce în timp la reducerea capacității lor. Sau a randamentului, zicem că ele funcționează, dar, mă rog, scade randamentul. Nu? Deci vorbim de număr de utilaje în funcțiune și de randamentul utilajului care este în funcțiune. Cât produce el pe oră sau pe zi sau pe an sau pe ce vrem să socotim, fizic sau valoric. Oricum am dorit să exprimăm. Apoi, fie că vreți să puneți în spatele randamentului utilajelor, fie că vreți să le priviți ca și factor separat, puteți spune calitatea materiei prime. Nu? Materie primă de proastă calitate ar putea să lungească durata proceselor de fabricație. În multe domenii se întâmplă asta. Automat se duce la o scădere a cantității totale pe care o poți produce într-o perioadă. De la ce spune și durata de execuție, de producție. În același timp, sigur că pot să apară rebuturi. Am produs și producția nu pot valorifica, o pun deoparte ca produs rezidual. Apoi putem vorbi despre modul în care gestionăm resursele. Am personal, am utilaje, dar în cap de branșamentul la curent electric. Am curent electric, dar nu am materie primă, că nu mi-am asigurat continuitatea în procesul de aprovizionare. Durează o zi sau două până vin materie primă. Foarte frecvent se întâmplă. Foarte frecvent se întâmplă să stai o zi, două, trei sau și mai mult că nu-ți ajunge materia primă. Foarte frecvent. Și atunci, automat și managementul, gestionarea relației cu furnizorii are un impact asupra capacitatea de producție pe total. Și le putem analiza mai departe, adică putem lua, eu știu, exemple concrete, v-am mai dat poate exemple din producători de finanțați de către noi, avem pe cineva care produce uși din lemn, păi în permanență tremură când e vorba să facă aprovizionarea cu cherestia, că nu-i ajunge la timp, îi ajunge când o verifică e prea ridicat gradul de umiditate, o trimite înapoi, în cine știe ce condiții.
Deci tot timpul e ca la loto. Pot să apară întârziere foarte serioase din cauza deficiențelor în aprovizionarea cu materie primă sau cu altceva. Sunt foarte multe firme, mai ales în mediul rural, care au probleme cu conexiunea la utilități, la curent electric în special. Mai multe ori pe zi cade curentul electric. Sunt fluctuații și opresc utilajele, chiar se strică din cauza asta. Deci sunt o grămadă de astfel de lucruri care pot reduce capacitatea efectivă de producție. La rândul ei, limitativă pentru cantitatea produsă și vândută, la rândul ei, un factor pentru cifra de afaceri. Apoi, în ce privește ce spuneam mai devreme, sursele de finanțare pentru nevoile ciclice. Ați văzut că stocurile și creanțele cresc odată cu creșterea volumului de activitate. Din ce le finanțez? În primul rând, să spunem, din datorii de exploatare pe termen scurt, în special față de furnizori. Furnizorii îmi impun termene mai scurte, automat se reduc datoriile față de furnizori. Vă amintiți că datoria față de furnizori era cumva proporțională cu valoarea achizițiilor, medie a achizițiilor, medie zilnică, să spunem, și cu durata medie a creditului comercial primit de la furnizori. Furnizorii îmi impun o reducere a duratei de plată, adică îmi reduc termenul de creditare, automat îmi scade datoria pe care o pot mobiliza la un moment dat ca sursă de finanțare pentru stocuri și creanțe. Se poate întâmpla din diverse motive. Că pierd un furnizor, că iasele de piață și mă duc la altul și cu altul nu pot negocia în aceleași condiții. Că am întârziat eu în efectuarea plăților în trecut pentru că n-am încasat la rândul meu de la clienți. Și de acum furnizorii mă percep ca fiind mai riscant pentru ei și îmi impun plata cu banii jos sau mai rapid în orice caz. Din diverse motive s-ar putea reduce această sursă de finanțare. Automat pot să mențin stocuri și creanțe mai mici. Automat sunt limitat în producția, respectiv vânzările pe care le pot face. Poate v-am mai povestit, prin 2006-2007 am derulat o cercetare, un studiu pe firme de construcții din județul Timiș și în condițiile în care la vremea aceea aveau cerere din partea pieței, n-ajungeau la limita aceasta, aveau probleme cu angajații foarte mari, eram convins că asta este limita, am fost surprins să văd că foarte multe firme aveau și cerere, aveau și angajați, dar ajungeau să fie limitați de indisponibilitatea surselor pentru a finanța necesarul de fond de rulment. N-aveau fond de rulment, n-aveau sau aveau poate câte o linie de credit la bancă, dar asta însemna că puteau contracta poate o lucrare, poate și pe a doua, dar pe a treia nu mai puteau să o contracteze pentru că nu mai aveau din ce să financeze stocurile și creanțele asociate. Se întâmplă foarte frecvent și este mai rău atunci când nu realizăm că nu putem finanța ciclul de exploatare, îl începem și nu-l putem termina și ne blocăm. Și v-am mai povestit și reiau pentru că mi se pare important. Este un traseu destul de frecvent. Sunt destul de multe firme care se blochează din cauza aceasta. Că nu dispun de surse suficiente pentru a finanța integral nevoile ciclice, stocurile și creanțele. Și nu pot găta ciclul de exploatare pentru a recupera capitalul deja investit. Și se blochează. Și ajung chiar în lichidare. Bun. Ce să spun? Am trecut, cred că, prin destul de multe posibile cauze care ar marca valoarea producției, cantității totale vândute. Putem dezvolta această schemă la nesfârșit. Ceea ce n-arată altceva decât că, din păcate, cantitatea vândută depinde de foarte, 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 foarte mulți factori, foarte multe elemente pe care nu le putem controla pe deplin. Prin urmare, când facem o planificare, și știu că am mai spus, repet, e cred că important, un singur lucru trebuie să știm sigur, că nu se va întâmpla exact așa cum am planificat. Ar fi absurd să ne imaginăm că toți acești factori se vor realiza pe un termen mai lung, chiar
exact la valorile pe care noi le-am planificat. Imposibil, absurd. Sigur, se vor modifica în timp mulți dintre ei. E important să ca noi să înțelegem care sunt factorii de care depindem, elementele de care depindem, să înțelegem în ce condiții se vor modifica, eventual să încercăm să anticipăm modificarea lor, dacă putem interveni, să încercăm măcar parțial să controlăm valorile lor. Și odată ce se produce abaterea acelui element, să avem pregătite măsuri de corecție. Adică orice firmă suportă astfel de variații în fiecare zi, în permanență. Ce faci în momentul în care îi crește prețul la materie primă? Sau în momentul în care îi pleacă un angajat? Se închide? Caută, mă gândesc, alți angajați sau încearcă să facă altceva. Poate cumpărând niște utilaje, poate să înlocuiască parțial forța de muncă cu tehnologie. Dar ceva încearcă să facă. Orice firmă trece prin lucrurile astea în permanență. Deci nu e ceva deosebit, e ceva normal să apară în fiecare zi modificări. Noi trebuie să înțelegem ce impact au și să înțelegem ce fel de măsuri putem lua și să le luăm pe cele mai bune. Asta, până la urmă, ține de managementul întreprinderii. Ok. Vă rog frumos dacă vreți să interveniți voi cu întrebări vis-a-vis de cauzele care determină modificări ale cantității totale vândute. Scuze. Ce ar putea să ducă la modificări ale structurii cantității vândute? Mă gândesc că orice modificări în structura cererii din partea pieței sau în structura capacității de producție. Nu? Ce ar putea să ducă la modificarea prețurilor de vânzare? Ce cauze pot fi responsabile pentru eventuală reducere a prețurilor? Rețineți că noi acum când discutăm cauzele, ne punem problema în felul următor. Am planificat să ajungem la o cantitate vândută D, la o structură D, la prețuri D. Ăsta a fost planul. Întrebarea pe care o punem este ce, independent de voința noastră, poate să ducă la nerealizarea acestor valori? Adică răspunsul nu vreau să fie ne-am răzgândit. Nu. Am planificat să vindem la un preț de 10 lei. Când întreb care sunt cauzele scăderii prețului, răspunsul nu poate să fie așa am vrut noi. Nu, ne-am vrut 10 lei. Ce din mediul extern, independent de voința noastră, ne putea obliga să reducem prețul? Și când vorbim de prețuri în economie de piață, ne place să ne gândim că prețul se formează ca raport între cerere și ofertă și că nu prea îl putem influența individual. Ceea ce, grosul modul, e corect, dar nu e corect 100%. Adică pe piața mea, mai ales că, din nou, vorbim de obicei de firme mai mici, cu piețe mai restrânse, pe piața mea foarte frecvent am o marjă în care pot să modific prețul. Adică nu o să vând la cent, la ban, la aceeași preț ca și concurenții mei. Cred că sunt destule exemple, nu, de produse pe care poate buticul de lângă voi le vinde cu 5 de bani mai scumpe decât buticul de la 300 metri și tot le cumpărați de aici. Și nu vreau să mai intru în detalii, dar suntem conștienți că într-o anumită marjă putem să creștem prețurile. Ați văzut acum cu pandemia ce a făcut un butic din acesta de a câștiga 12 miliarde din vânzări de măști, mănuși? Nu, povestește-ne. El a arătat la televizor un simplu butic din Galați sau Iași, nu mai țin minte exact, dar în zona aceea. Da. A vândut în perioada aceasta de 12 miliarde mănuși dezinfectante, cum se zice, că nu vine acum, săpun și tot felul de produse.
și luate din București, dintr-o zonă, nu știu, ceva ieftin, nu știu, e ca în gro, nu știu. Da. Foarte Asta se interesant. întâmplă. Și că a Adică... propriu, dacă a mărit prețurile, că le cumpăra ceva de genul cu 1 leu, 2 și le dădea cu 5. Da. Foarte interesant. Deci, practic, pandemia a creat dintr-o dată nevoia asta enormă de măști și dezinfectanți. Pe piață nu erau, că până acum nu au fost necesare. Cineva a reușit rapid să aibă acces la ele și le-a vândut. Și cum cererea era mare și oferta mică, a putut să crească prețul. Sigur, foarte interesant. Pe de altă parte, cum nu prea circulă mașinile, prețul la carburant a scăzut, nu? Chiar ne-am făcut rezerve pentru la vară. Deci, iată că economia de piață parțial funcționează. Sigur, nu funcționează perfect, departe de perfect, dar parțial funcționează. Și atunci nu poți să controlezi tu prețul. Normal că ți-ai dori să vinzi, dacă vinde măști, mi-aș dori poate să vând măști cu 100 lei mască. Ce să zic, dacă aș fi scos la vânzare măști cu 100 lei acum 3 săptămâni, eu zic că nu e exclus ca să fi avut cumpărători. Mai puțin decât o fi avut buticul respectiv, bineînțeles, la 5 sau 6 lei, dar cum pariu că găseai persoane care ar fi plătit 100 lei pe o mască, zic. Da, e clar că nu poți stabili prețul tu de unul singur la 1 milion de lei și să aștepți să cumpere lumea. Dar ai niște marje. Piața nu funcționează perfect. Bun. Și ajung la ultimul punct, punctul 8. Măsuri de corecție. Ce putem face pentru a crește cifra de afaceri în viitor? Anul 2020, dacă analiza am făcut-o pe 2019. Modelul pe care l-am utilizat ne creează trei direcții de acțiune pe care putem propune măsuri. Evident, să creștem matematic, nu asta am vrea. Să creștem cantitatea totală vândută, să modificăm structura ei în favoarea sortimentelor cu prețuri mari și, ideal, să creștem de prețurile. Matematic, asta ar fi dorit. Cum să facem asta? Aici ne-ar ajuta foarte mult punctul 7. Dacă am identificat la punctul 7 limitele pe fiecare factor, putem propune măsuri de corecție mai coerente. La ce mă refer? Dacă la punctul 7 am tras concluzia că avem cerere din partea pieței, avem personal, dar nu avem utilaje destule ca să producem și să vindem mai mult, automat o măsură la punctul 8 va fi aceea de a face investiții noi în utilaje. Dar dacă nu cunosc detaliile care îmi limitează limitele, dacă nu cunosc limitele cantității vândute, și eu mă pun de capul meu și fac investiții când de fapt eu am capacitate, numai că n-am cerere din partea pieței, fac investiții care mai departe rămân nevalorificate. Dacă nu înțeleg motivele pentru care productivitatea muncii este scăzută, s-ar putea să nu pot lua cele mai bune măsuri. Poate că angajații nu sunt calificați. Degeaba încerc eu să-i motivez cu mai mulți bani dacă ei nu știu să facă mai repede sau mai bine sau mai mult. Și invers. Degeaba îi calific dacă nu sunt motivat să lucreze mai bine sau mai mult. Deci e important să pun un diagnostic, să înțeleg limitele și cauzele eventualelor abateri din trecut, pentru a putea propune soluții coerente pe viitor. Acum, să ne înțelegem că acest proces nu este unul, cum să spun, ocazional. Nu din timp în timp fac asta. E un proces permanent. În permanență, cum spuneam și mai devreme, abateri apar. În permanență eu trebuie să fiu conștient de tot acest sistem de legături factoriale cauzale și să le îmbunătățesc, să găsesc soluții. Întotdeauna vor apărea pe piață utilaje mai performante, cu randament mai bun. Întotdeauna vor apărea, se vor schimba condițiile și voi putea poate angaja oameni mai calificați. Voi găsi materie primă de mai bună calitate. Voi putea cântări varianta de a intra pe o altă piață. Voi putea să judec în ce măsură e oportun să modific prețul de vânzare sau termenele de creditare comercială acordate clienților, care ar putea avea impact asupra cererii sau în ce măsură ar fi oportun să
mă promovez într-un alt mod, să aloc alt buget pentru promovare și așa mai departe. Deci, în permanență e nevoie să fac aceste analize și să mă adaptez. Despre asta vorbim. Bun. Am făcut fără pauză. Din punctul meu de vedere, ne-am putea opri aici. Aș vrea întrebări din partea voastră, dacă sunt. Dacă nu sunt întrebări, vă rog frumos să faceți cumva, să luați voi o decizie pe data viitoare. Dacă vreți să dăm un test, voi stabiliți când, în ce oră. Mie mi-e indiferent că e ultima oră sau nu. Îl dăm, ce știu, hai să zicem că îl dăm din, dacă îl dăm, să-l dăm din poziția financiară, adică din ce am făcut anterior. Structură, bonitate, echilibru, gestiune, care se analizau pe bilanț financiar. Vă gândiți până data viitoare și dacă îmi spuneți da, vă pregătesc un test grilă din aceste criterii. Și îl dăm pe platformă, mai bine vedem cum merge, că nici eu n-am mai făcut pe platformă, n-am mai dat un test online. Dacă nu, nu e nevoie să-l dăm, direct rămâne examenul. No. Rugămintea e să discutați între voi așa încât dacă luați voi o decizie, să... Se vede lumea de acord, se vede lumea de acord, să nu fie după aceea, eu știu, mai înțelege. Ok, rămâne așa? Bine, o să discutăm între noi. Bun, atunci ne vedem săptămâna viitoare. La revedere! La revedere! La revedere!